Salutare și bun venit din nou la Pescuit cu Total Fishing. Sunt Radu Dăsclescu și astăzi suntem malurile lacului Fiteasca 2 pentru o partidă de Method Feeder pe apă rece. O ultimă încercare pentru acest sezon care a ajuns la final. Destul de indulgent de altfel în ultimele două săptămâni ca vreme, dacă vreți, da? Am avut parte săptămâna trecută, inclusiv și aceasta, de vreme neașteptat de frumoasă și de caldă, motiv pentru care am scos de la naftalină din nou lansetele și echipamentul și am zis, bă, hai să mai mergem o dată la malul apei. Am ales lacul Piteasca 2 pe final de sezon pentru că n-am reușit să pescuesc această locație niciodată atât de târziu. Bălțile pe care le-am mai vizitat împreună și unde am mai pescuit împreună le-am vizitat. Ca atare, probabil că ar fi fost câteva lucruri care m-ar fi ajutat să pot să obțin ceva rezultate. Rolul și cea mai mare ambiția mea este întotdeauna să mă pun în situații cât mai dificile, cât mai imposibile, în speranța că cumul de informații pe care îl împărtășesc cu voi vă va fi și vouă de folos în partidele viitoare. Vă mulțumesc celor care sunteți deja alături de mine în această după-amiază și celor care ne veți ajuta și cu distribuirea acestui live. Da? Ne dorim să ieșim la pescuit cât mai mult împreună, dacă doar așa se poate, mulțumim tehnologiei că ne ajută și ne permite să facem treaba asta. Luna noiembrie nu este neapărat și tocmai luna crapului din punctul meu de vedere, este momentul în care ar trebui să ne orientăm către alte specii, dar na. Dacă vremea îți permite, trebuie să faci de așa natură încât să ajungi la malul apei și să speculezi fiecare astfel de moment. M-am pregătit pentru o partidă pe apă rece, astăzi. Două secunde, mă voi conecta și imediat alături de voi în live. Am pregătit pentru o partidă de apă rece unde liniile generale sunt aceleași pe care le-ați văzut în emisiunea noastră de pe lacul Lazuri, New Lake Lazuri 5. În sensul că, nu știu dacă m-am conectat, sper să fi reușit, habar nu am, nu prea văd nimic pe telefon, na, probabil că la un moment dat o să apară și la mine. Avem ceva probleme cu internetul, ne-a jucat peste, a mai tot căzut și ne-am chinuit puțin să-i dăm de cap. Vă spuneam că nu am modificat cu mai nimic baza din pescuitul care l-am făcut pe lacul New Lake Lazuri 5, în sensul că sunt cu nade de la Dynamite, de data asta, da? Cu nadele pe care le-am anunțat și aseară, de fapt, când eram în podul casei, adică Amino Original, F1 Sweet, Red Krill-ul și Method Mix-ul semnat de Steve Ringers. Însă la apă, pentru că am ajuns undeva în jur de ora 9 fără ceva, era o ceață fantastică, se simțea că este încă rece, imediat ce s-a luminat, peștii au urcat în filmul apei să se încălzească, am decis că totuși, văzând ceva sărituri, ar fi totuși indicat să am exact ce vă spuneam și aseară, pâine de pește autohtonă. Ca atare, pentru astăzi am pregătit două mixuri de bază cu care și pescuesc, pe care vi le și arăt imediat, pentru că sunt destul de diferite, să știți. Am pregătit puținul Amino Original pe care mai aveam cu 220 Sweet Fish Meal. Este o nadă galbenă, cam așa se prezintă în urma amestecului, așa cum o vedeți aici. Și am mai pregătit Utopia Fish and Krill cu Red Krill-ul de la Dynamite. Evident, sunt niște proporții la mijloc pe care le voi pescui astăzi. Da? Păina de krill din Dynamite mă ajută foarte mult, face nor. Este încă nevoie de nor, zic eu, pentru a veni pe zonele unde voi pescui. Apa nu s-a limpezit, are o tântă berzuie, să știți. Vreau să apelez la nor, dar în același timp vreau să apelez și la păina de pește pe apă rece, dar atenție, nu în cantități mari, exact cum vă spuneam. Este bine să ai niște proporții. Legat de proporții, orice vă spun eu nu vă va ajuta și pe voi mai departe, pentru că nicio zi nu seamănă cu alta. Dar ca idee generală, să știți că predomină foarte mult aminoul de la Dynamite, respectiv krill-ul de la Dynamite peste cei doi producători români. Sunt două nade românești bazate pe făină de pește. Amino Original este, și să înțelegeți de ce am făcut combinația în acest mod. Amino Original este o nadă care nu prea face nor. 220 Sweet Fish Meal este o nadă care face nor. Ca atare, mi-am găsit un raport corect între cele două nade. Utopia Fish and Krill face un nor, dar nu atât de intens pe cât mi-aș dori eu cel puțin. Și atunci am luat krill-ul ca să păstrez nota și direcția nadei de la Utopia pentru nor. Deci mi-am cam setat lucrurile la același nivel, pe două direcții total diferite. Mă mai uit și la vârfuri, pentru că fiind pe pontonul 1, aici sunt poziționat, pot să vă spun că pescuiesc spre zona digului și ca atare, pentru că nu pescuiesc în față, nădirea am făcut-o efectiv din mână. Mi-am făcut niște bulgări de nadă, nu mulți, 5,
de mărimea unei portocale și m-am dus efectiv și i-am lansat cu mâna acolo, da? Nu este greșit, întotdeauna încercați să exploatați zona în care pescuiți, arealul în care pescuiți, dacă sunteți pe capete de lacuri și chestia asta am putut inclusiv la Dino Lake, da? Este una tu pentru tine ca pescar, nu mai stai să mai muncești foarte mult, să te duci să lansezi precis și așa mai departe. Știi clar care ți este distanța, te-ai eclipsat, ai dus acolo niște bulgări și cam aia este povestea, n-ai decât să aștepți. În toată așteptare însă, pentru că e un pescuit pe apă rece, nădirea grea este o armă cu două tăișuri, este o sabie cu două tăișuri, da? O lamă cu două tăișuri. Fie îți va aduce ceva pești, probabil dacă sunt prin zonă și se vor concentra către ceea ce faci tu acolo, fie nu îți vor răspunde sub nicio formă pești. N-am nădit o zonă foarte mare, nici cantitatea de nadă nu este foarte mare. Tatonesc cu cele două lansete zona în cauză, după care voi pleca de acolo cu una mai mal, mai lipit de mal într-o zonă unde nu am nădit deloc și una spre jumate și sări de jumătatea distanței dintre mine și malul opus, în funcție de unde îi mai văd sărind. S-a oprit din sărit în urmă cu vreo oră, cred. Nu știu dacă live-ul nostru merge. Sper că merge, da, merge. Voi încerca să vă răspund și la întrebări dacă aveți, dar baza să știți că este fix ceea ce vă spun de 2-3 misiuni încoace. Ați văzut că am ieșit inclusiv pe Delta Grâului într-o rapidă fulger de 2 ore. Hai acum să ne dim, hai să vedem ce prindem. Colegii de club au prins 2 pești, deci peștii cu alte cuvinte răspund, dar trebuie să te pregătești. Astăzi am băgat juvelnicul la apă, în ideea în care am venit mai devreme să încep partida de pescuit ca să putem să vedem ce capturi reușesc până la final. Pentru că dacă aș fi venit de acum, de exemplu, de la ora 2 să fac nădirea de start, să stau, să aștept și așa mai departe, nu știu dacă aș fi avut cea mai bună formulă cu care să pot să continui. Mi-e frică de făina de pește în perioada asta, destul de mult și sunt destul de rezervat. O folosesc, nu spun că nu este bine să o folosim, însă trebuie să fim foarte atenți la cantitatea pe care o introducem. Sigur că dacă ești pe un lac, toată povestea asta cu făina de pește pe apă rece și nadele pe apă rece se raportează strict la cantitatea de pește existentă în lac și cât de abordabil este lacul pentru tine ca pescar în tehnica pe care o practici. Spre exemplu, dacă lacul Pitească ar fi avut, nu știu, 8 tone, dau un exemplu, 8 tone de crab, n-aș mai fi avut o problemă cu făina de pește pentru că era o concurență atât de mare pe hrană încât cereala chiar nu se mai justifica. Nu mă deranja că din cei 70 de pești probabil care îmi tranzitează într-o zi vadul prin doar 5. Important e că i-am prins, da? E, cu cât scade densitatea, cu atât încep să spui probleme, să devii mai defensiv când e vorba de făina de pește și să apelezi la nade mai ușoare, mai rapide ca digestie și care să emită semnale menite să atragă peștele. Crapii au stimuli olfactivi, exact cum vă spun de ceva emisiuni încoace și sunt extrem de activi în perioada asta când încă sunt în căutare de hrană. Aminoacizii, betaina sunt priorități pentru mine în această perioadă și le combin. Astăzi nu sunt cu betaina, exact sunt cu amino și cu red krill pentru că am suficiente ingrediente în cele 4 nade cumulate, sunt 4 nade până la urmă pe care le folosesc. Da, și betaina este cumva pe ultimul loc, deși este printre puținele ingrediente care stimulează inclusiv clasa de pești răpitor, să știți. Betaina. Ce fac? Stau pe trăsătură undeva la vreo 10 minute. Pornesc acum timerul pentru că știu cam cât timp a trecut de când am lansat. Maxim 10-12 minute voi sta. Nu are rost să insist, are rost în schimb să mă plimb pe zona pe care am tot nădit. E foarte important să mă duc și în față, și în dreapta, și în stânga, și mai aproape. Am găsit și o groapă întâmplător pe zona respectivă. Am așa o denivelare destul de pronunțată pentru că am sondat acolo înainte să mă decid că aceea va fi direcția de pescuit. Și în același timp am hotărât să pescuiesc digul pentru că soarele este în fața mea, soarele apune în fața mea. Este suficientă și a fost suficientă lumină pe zona în cauză, vântul ca direcție a bătut mai devreme din spate spre dig. Am toate șansele să găsesc ceva pește în zona respectivă. Nu sunt suficient de activ, e un pescuit pe apă rece, să știți, e de așteptat, nu vă înarmați cu gânduri de zeci de kilograme, pentru că nu se întâmplă așa decât dacă ai o localizare corectă. Iar localizarea corectă înseamnă și o șansă și un noroc. Adică pe standul tău, dacă ai o mică gropiță, să dea Dumnezeu să fie peștele acolo. Și într-adevăr vei vedea că vei prinde mai mult. Altfel,
orice vei face, trebuie să lupți pentru o trăsătură, pentru o prezentare, pentru minimum pește pe care să-l ai în mincioc. Pentru asta suntem și noi aici, să vedem cum putem face pe Piteasca 2, acum după amiază, să vedem măcar un pește. Mai devreme anunțând acest live, am făcut deja treaba asta. Nu este cea mai ușoară partidă, chiar și dimineața dacă vii și ai parte de vreme frumoasă, pentru că temperatura de 20 de grade anunțată în termometre, 21-22, habar n-am câte sunt, este pe o durată scurtă ca timp. Există creștere către punctul maxim termic, după care începe să apară scăderea. E, dacă tu nu ai un palier cât de cât decent, de minim 2 ore din punctul meu de vedere, minim 2 ore cu vârf termic, zonele pe care le pescuiști te pot înșela. Pentru că de la început de zi până la punctul maxim termic, apa ușor-ușor se va încălzi, după care, trecând de punctul termic, ușor-ușor se va răci. Peștii vor specula povestea asta și vor căuta punctul termic maxim, da? Pentru că îl simt, pentru a se încălzi. Și atunci vor urca. E, tu ceea ce trebuie să faci în partide pe apă reci, din punctul meu de vedere, este să muncești ca după ce ei s-au încălzit și încep să coboare, să le strânești interesul cu un minim de nadă, cu o momeală, cu o montură potrivită. La capitolul monturi pentru apă rece am venit cu mai multe riguri la mine, să știți, și pe spin, dar și pe bandă, exact cum vă spuneam. Am pescuit foarte mult sezonul acesta banda pentru că am găsit niște avantaje enorme în anumite situații. Iar pentru monturile cu spin am apelat la crilige extrem de ușoare. Da? Pentru că în perioada asta, oricât ar vrea de cluie să fie el pe lângă metod, sunt per convins că nu va lua momeala pentru că își dorește momeala. Asta este și motivul pentru care sunt cu clasa de momel de atracție, nu de hrănire. Da? Pentru că el nu caută neapărat acum momeala mea. E posibil să o sesizeze, cu siguranță o va sesiza prin prisma aromei, poate și a diferențelor de culoare, tonalitate și contrast în apă, dar am nevoie ca aceste monturi să fie suficient de ușoare încât peștele, când a venit pe acolo crapul și a dat cu botul pe lângă nadă, să știu că dacă s-a făcut un curent, a absorbit puțină nadă sau guste, să plece imediat și cârligul. Fire textile extrem de subțiri pentru spin, fluorocarbon pentru bandă sau un fir textil moderat în diametru pe bandă, un cârlig mai greu, pentru că banda este mai ușoară decât spinul, iar flotabilitatea momedilor este într-o permanentă legătură cu greutatea cârligilor pe care le folosim, cel puțin la bandă, da? Secretul la bandă este să-ți echilibrezi prezentarea din greutatea cârligului și capacitatea de flotabilitate a momelii pe care o vei folosi. Nu intrați la apă rece cu bandă și nicăieri, de fapt, nu intrați cu bandă până nu vă faceți test acasă. Puneți-i într-un castron, faceți-vă câteva riguri, încercați momel de la mai mulți producători și vedeți cu ce se mănâncă, cum se echilibrează și cum vor sta. Wafters, nu pop-up, sunt nicio formă pop-up, momel de mici dimensiuni, de 5 mm v-am arătat pentru că 5 mm voi pescui, așa cum am spus, din punctul meu de vedere nu vor căuta ei foarte multă hrană și e posibil să devină destul de defensiv dacă găsește o momeală de 8, dau un exemplu, da? De 8 mm, de 10. Știu că sunt și câțiva băieți astăzi, s-au pus zile trecute pe aici la plantat. Sezonul de plantat trebuie tratat acesta cu foarte mare atenție. Nu mai veniți cu cereale fierte, cu porumb fier, cu nenorociri și cu din astea, pentru că riscați să hrăniți peștele care va mânca oricum puțin și o va tăia repede de acolo și vă stricați partida. Dacă vreți să plantați în pescuitul plantat în perioada asta, că mare diferență între metod și plantat din punctul meu de vedere sau pescuitul la mumitor nu prea este. Încercați să abordați partidele cu o granulație cât mai fină. Da? Deci eu aș fugi cumva în perioada asta de pelete, de foarte multe lucruri, mai ales dacă vorbim de pescuitul de finețe și într-un timp comprimat. Pescuitul crapului cu monturi fine are la bază utilizarea nadelor. Nadele sunt o soluție comprimată pe un timp foarte scurt, adică sunt gândite să aibă o atracție foarte mare, să stupeze foarte repede, dar care necesită întreținere, adică sunt exact ca un chibrit. L-ai pornit, a făcut flacără, a ars, s-a stins, da? Pe când un jar, după ce l-ai pornit, da, și necesită mai mult timp să-l pornești, îți va oferi căldură o perioadă mai lungă de timp, da? Deci cam asta este diferența între jar și flacără vis-a-vis de pescuit de finețe versus pescuitul grosier când avem ca țintă crapul. Va trebui să ies la mal pentru că au trecut timpii pe care am alocat zonei nădite. O să fug cu una din lansete de pe zona unde am făcut această minimă nădire de bulgări de care v-am vorbit și voi începe să
mă plimb stânga, dreapta, ies în jumate, a sărit un crab mai devreme aici, foarte aproape, nu știu, 15-20 de metri de mine, mă uit pe luciul apei, nu mai văd activitate nici de la caras, nici de la plătică și sunt suficiente exemplare în acest lac. Este clar că este în masa apei și probabil că se pregătește să coboare. Margez foarte mult pe zona nădită, am văzut acum că a ieșit sus cumva în direcția pe care eu mi-am pregătit perimetrul de pescuit. Nădirea nu este una extrem de precisă în perioada asta, după cum v-am spus, e posibil să se sperie și atunci am preferat ca cei 5 bulgări pe care i-am oferit în apă să fie pe o rază mai mare. Adică, bă, să știu că nu sunt suficient de concentrați încât să-l sperie. Rămâne să vedem dacă voi reuși să iau un pește de pe zona la care fac referire. Am văzut că un crap a ieșit mai devreme. Încă unul acum mult mai aproape de mal față de zona în care eu am plasat nada. Deci asta este un lucru interesant. Practic nu a sărit în zona cu nada, a sărit mult mai aproape de mal, o apă mult mai mică. Motivul este lesne de înțeles. Acolo apa este puțin mai caldă și probabil că o preferă în continuare. Adică nu am ajuns la punctul critic termic din aer încât să vină pe ape mai adânci peștele. Nu va face. Și avem de așteptat. Mi-e greu să văd ce se întâmplă cu live-ul pentru că am probleme cu internetul, să știți, din păcate. Ba se conectează, ba nu se conectează, nu știu exact despre ce este vorba. Stream-ul bănuiesc că este suficient de constant. Da, la mine cel puțin pe telefon lucrurile se desfășoară puțin mai greu. Dar rămâne să vedem dacă probabil și va și reveni. Ia să vedem. Da, la mine nu merge, la mine se pare că este puțin blocat, nu înțeleg de ce, dar na, poate la voi merge. Așa. Voi ieși la mal acum cu lanseta, am văzut că a sărit mult mai aproape față de ce am făcut eu. Și mă voi repoziționa. Am avut de dimineață și până acum, am pe counter 2, mai trebuie să mai adaug un pește. Am 3 crabi prinși. Unul chiar foarte frumos, o oglindă foarte frumoasă. I-am prins pe culoarea galbenă. O culoare pe care n-am mai folosit-o de foarte multă vreme. În metod m-am axat foarte mult pe portocaliu, pe alb. Cel puțin pentru mine în sezonul acesta albul a fost culoarea determinantă. Nu ne împușcăm noi între noi, bănuiesc că e unul din locatarii de pe sat care probabil are, nu știu, niște petarde de pe acolo, de aia se aud sunetele pe care le auziți. Spuneam că albul pentru mine a fost culoare decisivă în acest sezon. N-am mai pescuit de mult galbenul. O fac acum, am și albul, am și portocaliul evident și mărimea momelii este de 5 mm. Ieșim la mal. Și voi repoziționa lanseta după ce voi face o lansare în gol, pentru că vreau să mă apropii și mai mult de punctul în care am văzut că sare peștele. Da, la mine se pare că stream-ul nu merge corect, probabil că la voi merge, habar nu am. O să primesc probabil câteva întrebări cu ajutorul lui Mihai, care se află în spatele camerelor, colegul meu Mihai Moga. Și voi încerca să vă răspund așa, pentru că telefonul meu a rămas blocat în transmisiune și nu am ce-i fac. Am nevoie să ies suficient de mulți metri. Următoarea lansare pentru a merge pe zona pe care doresc să o pescuiesc. Mai declipsat fir în momentul de față ca să mă apropii cât mai bine și cât mai corect de ceea ce mi-am propus. Urmând să fac o lansare de confirmare, practic, da? Să fiu sigur că ajung acolo unde îmi doresc acum, în urma reclipsării, și apoi să pescuesc acolo. Da, sunt exact unde trebuie, am și adâncime suficientă, sar de 1,20 m,
acolo a sărit și el. În perioadele acestea de final de sezon, în general, este bine să iei în calcul semnalele care îți vin de pe apă. Dacă ai văzut că a sărit într-o anumită zonă, nu sta pe gânduri, fii mai deschis și du-te acolo. Vezi despre ce e vorba. Pentru că poți să înțelegi lucrurile altfel și să-ți dai seama că poate preferă în continuare o astfel de abordare pentru tine ca pescar, el ne părăsând zonele cu apă mai mică care se pot încălzi mai repede. Și ca durată pot sta mai mult sub acest confort termic, iar el să profite de treaba asta. Rămân cu galben pe această lansetă, urmând ca cea din extremitate să intre pe portocaliu sau pe alb, rămâne să vedem. Cu lansări cu ieșiri la mal mult mai rapid, adică lanseta principală, să zic așa, nu lanseta de căutare, va rămâne pe bad undeva la 10 minute. Iar cealaltă care voi căuta stau 3, 4, 5 minute aici colo să vedem dacă cumva ciupesc un pește și atunci în urma unei prezentări să știu exact cum să continui partida. Fiind în sezonul rece, iar dacă peștii care mă pot vizita pot fi mari, se poate până până să prinzi un clap frumos. Am deja la plasă, la juvelnic, un exemplar undeva la 4-5 kg bănuiesc, ceea ce nu este rău, da, e un pește frumos. Se pune problema chiar și pe vreme rece să îți adaptezi corect echipamentul. Și atunci am preferat să vin cu aqualight-urile, cu distance-ul de 3,90, o lansetă mai blândă, mai moale, mai permisivă în drill, da? Colaborează mult mai bine cu peștele atunci când smucește chiar și în distanțe mai mari și îmi permite o astfel de lansetă să apelez la prelige de dimensiuni mai mici, da? De dimensiuni reduse. Ce anume, bandă sau spin? Salut, Ionuț! Băi, în momentul de față ambele lansete sunt pe bandă, nu am niciuna pe spin. Aici, da? Deci ambele lansete sunt pe bandă, niciuna nu este pe spin. Am încercat cu spin, dar peștii care am prins, toți trei pe care am în momentul de față capturați, sunt prinși pe bandă, nu pe spin. Și am alocat suficient timp, adică în mod egal, până să intrăm în transmisiune. Primii doi pești pe care am capturat, practic, i-am capturat în zone diferite și doar la bandă. În condițiile în care timpii de așteptare au fost similari, pentru că de asta pescuiesc două lansete, una a fost pe bandă, una a fost pe spin. Dacă am prins doi pești pe bandă, în general e bine să nu umbli la ceea ce funcționează și atunci am trecut-o și pe cea de-a doua pe bandă. Iar ultimul pește care anunța intrarea noastră în direct a fost prins pe lanseta numărul 2, care de-abia fusese trecută pe bandă. Se pot adăuga ceva de chiline, mai ales pentru vreme rece, ceva picături pe copa? Nu prea mai sunt adeptul exact ce vă spuneam mai devreme. Pot și speria din punctul meu de vedere. Singurul lucru pe care eu îl folosesc și am câteva momente pe care le pescuiesc, inclusiv pe apă rece și am prins cu ele, da? Este acidul îmbuterii. Cam acolo m-am oprit eu pentru că mi-a fost suficient. Este din punctul meu de vedere de departe cel mai puternic, cea mai puternică aromă care iese în evidență pe o zonă, așa cum este metodul de mică, da? Unde tu ai făină de pește. Dacă vrei ca ceva să-ți miroasă mai tare decât făina de pește, atunci înțelege că embutricul este ceea ce face treaba asta. Este un lucru pe care vi-l recomand să-l aveți în trusou. Sticluță de aia costă 15 lei, o găsiți la noi la Total Fishing și după cum bine știți, am și intrat în perioada de reduceri. Sunt foarte, foarte multe produse reduse pe site. Aveți reduceri cuprinse între 10 până la 30%. Sunt reduceri reale, să știți. Puteți să vă convingeți dacă intrați. Ar trebui să vă luați, din punctul meu de vedere, un embutiric, să vă pregătiți momelile cu cel puțin 4-5 zile înainte de partidă. Nu o faceți pe loc, că nu are efect. Scopul acestui acid embutiric este să intre cât se poate de mult în textura momelilor. Și să-l folosiți strict când e vorba de momelile de atracție. Dacă e waters, că e pop-up, vă știți mai bine cu ce vreți să pescuiți, dar doar acolo să-l folosiți, nici de cum pe momelile de nutriție. Acolo există alte particule cu alt scop, unele se menite să se dizolve, altele nu, embutiricul ăla s-ar putea să pună frână sau chiar să sperie peștii. Tu ai nevoie doar să atragi atenția, asta înseamnă atracția. Mari, mâine doresc să-ți dau o partidă de tot, având în vedere că e cu 27 de grade, vezi că aș putea avea șansă să-l duce constant cu apă mică,
sau de gata condonat și trebuie să mă duc în zona lor de iernare. Ținând cont de temperatura lor. Pirenii nu sunt subiți cu vorba de la tăniți, nici pe fără de ziua 4. Au devenit, au început într-adevăr să fie apatici și leneși. Dacă ai cunoștințe despre bazin și știi că ai niște zone de iernat, niște gropi unde el se poate aduna, bine ar fi să mergi din punctul meu de vedere acolo. Puși de apă mică pentru că este o loterie destul de riscantă. El poate veni pe apă mică, exact cum am spus și mai devreme, să se încălzească, dar neavând și intenția de hrănire. Aici tu vei specula cel mai bine apa mai adâncă vis-a-vis de hrănire. El va fi o perioadă activă în filmul apei, dar se va lăsa jos la un moment dat și acolo unde e vorba de zonă de iernat, se pune problema că ai mai multe exemplare. Cu cât ai mai multe exemplare, logic, ai mai multe șanse să poți să ai o prezentare, pentru că de asta mergi până la urmă. Asta este opinia mea. Eu așa aș proceda. Dacă aș cunoaște bazinul foarte bine și știu că am o zonă de iernat, clar acolo mă duc. Că dacă sunt acolo jos, nu știu, 40-50 de clapi, unul tot s-o îndura să tragă și la momeala mea. Ce înseamnă locație, Mihail? Te salut! Ce locație te-ar interesa să încercăm? Pentru că noi suntem foarte stricți cu aceste transmisiuni prin prisma faptului că avem nevoie de curent și avem nevoie și de semnal. Semnal bun. Da? Este foarte important să avem semnal. Dacă nu avem semnal, nu mergem la pescuit de dragul de a merge la pescuit. Încercăm să facem prin aceste transmisiuni live lecții deschise, dacă vreți și permiteți această exprimare de lecție deschisă, sau să experimentați alături de noi partide de pescuit și să vedeți cum le gândim noi, indiferent că e spinning, indiferent că e staționar, indiferent că e feeder, nu contează, da? Că mergem în mai multe stiluri de pescuit, tocmai pentru a vă da niște exemple din care voi să vă trageți câteva informații și câteva foloase, poate și de cum să nu faci, sau în urma unei analize a ceea ce s-a întâmplat, să puteți să identificați voi lucruri care să vă fie de folos. Nu putem să mergem decât acolo unde găsim curent și găsim semnal. Lacul Piteasca 2 are și curent și semnal, de asta suntem aici. Am trecut pe portocaliu, unul au țin pe galben, este ananas curat acolo, cea din apă este pe ananas curat. Aici este un portocaliu care a fost cândva un tutti frutti, dar care este un tutti frutti cu embutiric. Sau mai degrabă embutiric cu tutti frutti. Cum vreți să o luați, miroase foarte, foarte, foarte puternic. Cred că o să auziți la un moment dat, da, broasca, da? Dacă reptilele, dacă amfibienii încă nu au intrat la iernat și încă sunt activi și auzim broscoii pe malul apei, avem un gram de noroc și poate puțină șansă să mai prindem câțiva pești în perioada asta. În general, primul semn de încălzire a apelor pentru cei care iubiți pescuitul și la plută, la carat, prin stufuri, da, dar și la crab deopotrivă, broasca este ceasul de alarmă pentru orice pescar din punctul meu de vedere. În început broasca să cânte pe lac înseamnă că apa este suficient de caldă, sare de 7-8 grade și peștii încep și ei la rândul lor să se hrănească. Am văzut că a sărit în fața noastră, fix în fața mea a sărit și pentru că sunt cu o lansetă de căutare acum, dar nu am poziția bună, chiar o să merg acolo dacă tot a sărit. Voi încerca să mă și clipsez dacă reușesc. Bine ar fi să nu o fac, ar fi să pescuiesc cu marker pe fir, că e o distanță destul de mică. Hai să mă clipsez totuși puțin. Încercăm. Dacă el a sărit în față, n-are rost să mai mă duc eu în locuri în care nu l-am văzut. Mă duc fix către zona unde este el. Am pus clipsul. Mai mult ca sigur, dacă voi avea o trăsătură în condițiile date, lanseta o va smuci cumva el spre apă. Da? Va smuci cu siguranță. Lanseta o va lua așa, ușurel. Dau drumul și timerului acum. Da, la mine s-a blocat de tot telefonul. Ia, hai să vezi că minunile poate și reveni. Da, la mine e mai greu cu revenitul, se pare. Eu sunt pe standul 1. Standul 2 este ocupat de unul din colegii mei de la club, Mircea Gheorghe, care la rândul lui are o captură frumoasă, mi-a trimis-o pe WhatsApp, am văzut o fotografie pescuind cu F1-ul de la Dynamite, să știți. Nada care vă spuneam că ar fi bine să nu vă lipsească din trusă niciodată. Eu am pescuit-o prin de pește, am foarte mare încredere în rețeta
din spatele acestei nade. Nu nadă, pentru că n-am cum să am încredere în nadă. Am încredere, cel mai bine spus, am încredere în ceea ce fac eu, la malul apei și modul în care exploatez o nadă. Este exact cum spuneam și asta, regresez, spui, am încredere în această nadă. Nu, n-ai încredere în nadă, trebuie să ai încredere în tine și în cum să exploatezi o rețetă de nadă. Am încredere în nada F1 Sweet, ca să fiu cumva în ton cu exprimările din social media, pentru că este o nadă cerealieră, o nadă extrem de dulce și o nadă de tip low feed. Este genul ăla de nadă care nu-ți garantează nici cei mai mari pești, nici cei mai mici, nici cei mai mulți, dar nici cei mai puțini. Este genul acela de nadă care te scoate din buclu. E bine să o aveți într-o sec, o folosiți acum, o folosiți peste o lună, nu contează. Important e să știți că o găsiți la noi la Total Fishing. Este intrat în campania de reducere, are 20% în jos, nu este cea mai ieftină nadă, exact cum vă spuneam ceasară, și cred că merită efortul să vă luați o pungă și să o aveți tot timpul întrusă, din punctul meu de vedere. Eu astăzi n-am intenția să intru cu F1-ul la apă, pentru că știu clar că la un moment dat îmi va scoate pești, mă interesează amestecul cerealier. Pentru că în partidele de final de sezon, în general, încerc să-mi caut corespondent pentru startul de sezon, de anul viitor. Da? Dacă mie pe final de sezon îmi funcționează krillul, da, aici am krillul de la Dynamite mixat cu fishing krillul de la Utopia. Dacă mie nada asta îmi funcționează, acum este clar că va funcționa la fel de bine și în primăvară, anul viitor. Dar pentru astfel de teste e nevoie să ajungi pe mai multe bazine de mai multe ori. E bine să nu ai neapărat un bazin preferat țintă, să mergi pe minim 2-3 ca să studiezi comportamentul peștilor și poate la un moment dat să ai și surpriza, dacă vei încerca, evident că doar așa vei putea înțelege, că e nevoie poate să pui și o a treia nadă, în cazul meu, poate peste cele două o mână de F1 s-ar putea să fie un plus de valoare, da? Și ai să găsești o rețetă mult mai complexă din trei nade pe care le vei prepara separat, pentru că au mecanică separată, diferită și cantități de lichid necesare diferite, și să-ți găsești o formulă care să te ajute. Despre asta este vorba în pescuit. Nu vă mai gândiți că o singură pungă de nadă este o rețetă perfectă și vă va ajuta. Se poate întâmpla atunci când ai foarte mulți pești în față ca o pungă de nadă să fie într-adevăr suficientă. Dar momente de genul acesta sunt destul de rare. Și atunci când ai și presiune, cum este un concurs, spre exemplu, da? Hai să vezi că o singură pungă de nadă nu mai este suficientă și trebuie să vii cu ceva peste ca să îl convingi pe domnul Crab că ceea ce îi oferi tu este ceea ce are el nevoie. Practic aici este vorba de un dialog în care nu-ți folosești nici glasul și nici mâinile, ci folosești niște făinuri și comunici cu el prin semnale olfactive și vizuale. Cam asta este dialogul dintre pescar și pește. Cât de bine îl stăpânești înseamnă să ajungi la malul apei și să practici treaba asta, pentru că asta în spatele unui calculator și a viziona materiale nu este suficient, nu te va ajuta. Repet, nici o zi nu seamănă cu alta. Ca atare, de la zi la zi schimbându-se lucrurile și tu trebuie să ai anumite abilități dezvoltate să simți aceste lucruri și să pui în practică diferite alte lucruri, având în spate evident scopul de a prinde un pește. Monturile. La capitolul monturi, exact cum v-am spus, în perioada rece mergeți pe cărlige ușoare. Nu am spus mici, am spus ușoare. În funcție de talia din bazin vă calibrați cărligul. Nu mergeți la crab de 7-8 kg cu cărlige de 12-14, pentru că nu faceți bine. Un crab de 7-8 kg n-are o problemă cu un cârlig de 10 sau de 8, atâta vreme cât este un cârlig ușor, adaptat condițiilor de pescuit. Pentru că un crab de 7-8 kg nu va avea o problemă cu o mumeală de 8, pentru că despre asta e vorba. Practic, în funcție de talia din bazinul pe care tu îl pescuiești, îți vei selecta diametrul mumelilor. De asta eu sunt aici cu 5 mm. Talia media bazinului este undeva la 2-2,5 kg. Ca atare, am nevoie de o mumeală mai mică. Dacă talia în bazin, adică peștele predominant în greutate, este 7-8 kg, n-am o problemă să pun un 8, pentru că vacuumul care îl face atunci când aspiră nada este suficient de mare și de generos încât inclusiv mumeala aia de 8 s-o absorbă. Cu cât e peștele mai mare, cu atât absorția este mai puternică și mai eficientă, mai ales când e vorba de apă rece. Vara, inclusiv ăștia mici se bat pe bile de 24, deci s-au prins ciortan de 1,5 kg pe două bile de 24, să ne înțelegem. Deci nu e o chestie wow, dar iarna e o problemă. Și atunci mumelile le corelăm cu talia peștelui, pentru că acolo găsim și capacitatea lui de hrănire. Eu nu știu, nu trebuie. Cărlige Honor de 10 sau de 12. Întreb că m-am apeliționat de la Total Fishing, banda mini din anul 36 cu 8 de 5 mm. 10.
10, cârligele 10, cârligele de 10. Am luat în carle de la owner de 10, exact asta țin eu acum în mână, un cârlig de 10 pe bandă nano, banda nano fiind o bandă mai atipică, o găsiți la midi, o găsiți la noi la total fishing, pentru că îți dă posibilitatea să pui pelete de la 2 la 4 mm, pelete sau wafters după caz, da? Timpul trece, mai avem 7 minute de stat acolo în fața unde a sărit. Aici pe vad nu mă aștept pe vad, din propriu spus, pe direcția pe care a sărit mai devreme nu mă aștept să-l și prind. Na, e o primă lansare, am intrat cu o nadă, schimb nada, pentru că am două nade la mine, practic două rețete, voi schimba rețeta, voi merge și cu una și cu alta să vedem care din ele îmi va da randament. Faptul că l-am văzut sărind și în față, faptul că l-am văzut sărind și în dig, îmi spune că în continuare peștele este interesat de masa apei, unde în continuare stă să se încălzească și profită de acest lucru. Probabil că odată cu plecarea soarelui, va coborî. Și în momentul în care va coborî, este important ca în 40 de minute acelea care rămân, atunci să poți să prinzi, pentru că atunci îți dai seama că ceea ce ai făcut tu este bine. Dacă nici atunci nu-l prinzi, dar ai line bite-uri, de exemplu, că aici e ideea. Dacă a coborât soarele și începi și vezi că stremură vârful lansetei, da? Alea se numesc line bite-uri, pentru că le diferențiezi foarte ușor raportându-te la o trăsătură de pește. O trăsătură este mult mai agresivă, pleacă mai repede și mai mult vârful. Line bite-ul este un pește care atinge linia ta principală aflată în așteptare și atunci vezi așa niște tremurături în vârf. A dispărut soarele și tu ai line bite-uri și nu prinzi pește, e clar că trebuie să te tragi mai înspre tine. Dacă te-ai tras mai înspre tine, nu mai ai line bite-uri, dar în continuare nici trăsături nu ai, deja ai o problemă și înseamnă că ți-ai gândit o strategie care nu s-a pliat în momentul acela pe condițiile tale de pescuit. De asta e bine să ai la tine cel puțin două rețete de nadă pregătite în partidele de pe final de sezon, cum e cazul de față. Eu asta aștept practic, să mai plece puțin soarele, peștele să coboare, să văd dacă îmi dă un line by 2 ceva. Am și nădit acolo cât de cât cu 5 bulgărași o zonă, în speranța că voi reuși să capturez ceva de acolo. De ce galben? Vă spuneam că nu am mai pescuit foarte multă vreme galbenul. A venit astăzi galbenul peste mine cumva ca o chestiune impusă. Am plecat de dimineață cu alb și cu portocaliu, clasicele culori pe care le pescuiește toată lumea, ba chiar am băgat și un roz. Niciuna din aceste culori nu mi-a dat nimic. Sunt de la același producător, doar culoarea diferă și evident aroma. În rest e aceeași portabilitate, este același mix. Diferă culoarea și aroma. Ei, în momentul în care am băgat rozul, s-au schimbat galbenul, mă iertați, s-au schimbat lucrurile. Am avut primul pește venit, care n-a fost unul mic. Zic, bun, ok, e în regulă. Am trecut și cu cea de-a doua, pe aceeași montură, pe aceeași culoare, pe aceeași momeală. A venit și al doilea pește. Foarte bine din nou. A venit și al treilea pește, la fel. Acum am rămas un galben și am băgat un portocaliu. Să vedem, iarăși încerc să testez acum, să vedem dacă semnalele pe care embutericul le transmite în apă vor fi suficient de interesante pentru un crab care probabil înoată pe acolo. De vreme ce a sărit în masa apei, este clar că ține linia asta de 20 de metri de mal acum. Se pare paradoxal, pentru că la pitea asta nu există malul de vis-a-vis ca strategie câștigătoare. Să știți că au fost aici partide în care inclusiv la 15-20 de metri de mal s-au capturat pești după pești, nu un pește accidental, pești după pești, s-au luat foarte aproape. Deci e un bazin, cumva la început, e un bazin relativ tânăr și peștii fiind pentru consum, și atenție în bazinele pentru consum, că dau dintr-una în alta. Bazinele pentru consum sunt acele bazine unde ai voie să și reții. Foarte mulți pescari, după cum bine știți, rețin pești. Nu asta e o problemă, că de-aia te duci în incintă privată, te supui unui regulament, capitol închis. Dar trebuie să înțelegeți că dacă locatarii bazinului, dacă peștii din bazin sunt rotiți tot timpul și apare material nou în bazin prin populare, adică pești noi, niciodată nu va avea timp, fiind un bazin cu reținere, ca peștele să crească, să stăpânească foarte, foarte bine arealul în care stă, deci lacul să-l cunoască foarte, foarte bine, nu va avea timp să facă treaba asta. Și atunci căutați să evitați în bazinele cu reținere tot timpul malul de vis-a-vis, malul de vis-a-vis. De multe ori îți umblă peștele sub picioare. Pentru că este întotdeauna pește proaspăt intrat în bazin, pește nou printr-o populare, da? Asta e toată povestea. La asta trebuie să fiți atenți. La asta vă spun că în Piteasca, fiind un astfel de bazin, da, și cu reținere, trebuie să te gândești că nu tot timpul îți merge în malul de vis-a-vis. De asta și sare și pe jumătatea lacului și în linia de 20-30 de metri. Ieșim la mal, că au mai trecut alte 10 minute.
Rămân tot cu galben. Nu am un metod de 45, am un metod de 60. Ambele lansete sunt echipate cu metodurile de las de 60 de grame. Pentru că se poate întâmpla în timpul partidei să se stârnească un vânt de toată frumusețea. Un vânt care ție îți va face foarte mari probleme dacă depășești zona de 70 de metri. Pierzi din direcție, pierzi din precizie, se întâmplă mai multe lucruri. Prefer de departe și am prins pești până acum cu 60 de grame, astăzi mă refer, da? Prefer o greutate mai mare care să îmi ofere acest confort, că am control și stabilitate în zona în care pescuiesc, decât să stau cu emoții că poate am greșit puțin nada, poate că este subumectată și un metru de 45 dacă a început vântul, nu știu exact cum a atins apa și a luat contact cu un val și poate că a zburat de acolo sau poate s-a desfăcut prea repede și așa mai departe. În general, în astfel de momente, într-adevăr, finețe maximă la cârlige, finețe maximă la prezentare și la montură de potrivă, dar stabilitate maximă în vad. Nu este o greutate ieșită din comun, o va lua și o va mișca de acolo, dar 60 de grame, am încercat de un kilogram și un pic, l-ați văzut mai devreme când, până să intrăm în live, care chiar asta a făcut, a plecat cu lansetă cu tot, deci eram exact într-o poziție de genul acesta și a plecat cu tot cu lansetă. Adică pe lângă un metru de 60 să tragă de lansetă, e clar că încă este voinicuț și nu este o problemă. Fiind o lansare fix unde a sărit peștele, în fața mea și fiind cumva în direcția suportului, pentru că eu le țineam contrate pentru partea dreaptă, ce pot să fac? Nu foarte multe. Trebuie să verific dacă trag de fir, cum îmi va semnaliza. Practic, îmi arată că va ridica, va avea tendința să-mi ridice ușor vârful. Și atunci accentuez puțin mișcarea apropiindu-le, ca să pot să-i dau un unghi în care, dacă peștele vine și trage, să văd că se și îndoaie în lateral, da? Într-un plan paralel cu apa, să-l văd că se și îndoaie, nu numai să-mi plece de jos în sus. M-aș fi bucurat să mai rămână vântul pe lac, vântul care se pare că s-a oprit când am intrat noi în live cu voi. Era bine să mai fi rămas vântul acolo pentru că mi-o ofera mie un confort. Uite că trage, exact ce vorbeam mai devreme. Exact asta a făcut acum. Așa a tras. Cred că era probabil în căreșel, dar fix asta s-a întâmplat și asta a fost motivul pentru care am poziționat lanseta mai bine, dar mai mult ca sigur a fost un căreșel, pentru că mișcarea în sine nu arăta că ar fi fost crap. Întotdeauna îmi verific flotabilitatea. După cum bine știți, n-am mai luat acvariul după mine, după cum vedeți este destul de multă tehnică pe lângă mine și am preferat să pot să stau de vorbă cu voi mai corect. Ați mai văzut acvariul, ați văzut prezentări, v-am arătat tot timpul. A trebuit să mă canalizez mai mult spre a pune mie la dispoziție aici un minim de confort pentru a exploata pescuitul cu două lansete, un pescuit care îl detest, așa cum v-am spus, nu-mi face plăcere sub nicio formă, dar mă simt obligat să-l fac și îl accept în astfel de situații. Când apa e rece, tu trebuie să cauți niște pești. Uite, eu am văzut acum că mi-a tras din față foarte bine. Bine că m-am clipsat până la urmă. Am zis, bă, nu e moarte de om. Ce n-am făcut? N-am fost la bețe să văd în ce distanță, dar fiind foarte aproape, o pot estima, grosomodo, la nivel de eroare de, nu știu, 2 metri. Știu că sunt foarte importanți 2 metri, dar nu-i văd relevanțe acum. Peștele poate să stea o perioadă de timp acolo unde a sărit, exact cum a fost cazul de față că a sărit, și o taie de acolo. Deci nu mă sperie foarte mult treaba asta. În drumul cronometrului am reușit să le spunem pe amândouă. Rămâne să vedem cât de bine va merge toată povestea asta. Acum pescuiesc zona nădită cumva în extremitatea din dreapta, în speranța că poate niște pești care se plimbă pe dig vor veni către zona în cauză și probabil că vor întâlni și metodul meu. Stau acolo 10 minute, după care plec în extremitatea din partea stângă, cum pescuiesc eu, să văd dacă îmi vin din zona călugărului. După care, dacă nici așa nu am prezentare,
mă trag un metru mai înapoi, mai aproape de mal. Nu mă voi duce pentru că știu că acolo sunt și niște bolovan, sunt mai multe lucruri și nu este cazul. Maxim, limită 4 metri pentru mine este suficient. Nu mă lipesc pentru că nici peștii n-au sărit la o distanță mai mică de 4 metri de mal. Practic, voi încerca să pescuiesc extremitățile zonei nădite, să văd dacă am activitate și din ce parte ar putea veni peștele, după care încep să mă retrag de pe zona nădită, că este foarte probabil să-l deranjeze și efectiv, uite așa, să o opolească. Este foarte probabil să fie deja niște carași pe acolo, care stau, uite așa, ca statuile, nu se mișcă, dar sunt pe patul de nadă. Mai mănâncă, mai stau, mai vin alții, mai pleacă și tot așa. Deci e posibil ca acea zonă să fie și ocolită și atunci eu trebuie să identific o direcție din care el ar putea veni și eu m-aș putea intersecta cu el. Aici la dig, pe direcția asta, dacă veniți vreodată pe Piteasca 2, vă recomand, o să vedeți când veți ajunge aici, pe pontonul 1, privind în partea, deci cum stau eu acum și mă uit în malul opus, în partea dreaptă, veți găsi un stâlp abandonat, dezafectat de energie electrică. Pe direcția lui, în partea stângă, cumva pescuiesc în mod normal. Am găsit acolo și o groapă, exact ce vă spuneam, nu e o denivelare foarte mare, îi spun groapă ca termen general. Este o denivelare destul de sesizabilă, nu agresivă, dar sesizabilă. O adâncitură mai exact acolo pe care m-am setat și vă recomand să veniți în sezon să o pescuiți și voi, pentru că de cele mai multe ori de câte ori am venit pe acest lac, să știți că zona asta întotdeauna am văzut pește sărim pe ea. Și tot timpul am avut, deși n-am pescuit standul 1 și n-am avut nevoie să pescuiesc standul 1, tot timpul m-am întrebat, da, ce are de stă numai în jurul stâlpului, pentru că era clar, am venit în luni diferite din an, am venit în perioade diferite din an și ca front atmosferic, am venit și pe norat, am venit și pe căldură, am venit și pe canicul, am venit cam în toate condițiile pe aici, pe bazinul ăsta, dar tot timpul acolo am găsit pește și am zis, bă, dacă și când e ploaie, și când e căldură, și când e luna mai, și când e luna septembrie, peștele stând la stâlpul ăla, trebuie să fie ceva. Astăzi, printre altele, m-am ocupat să văd ce înseamnă acel ceva și am găsit această denivelare. E o suprafață cam cât pontonul ăsta din ce am văzut eu, poate și mai mare, că n-am stat să sondez foarte mult, că efectiv nu asta mă interesa la momentul ăla. Și am constatat că e o zonă în care el se strânge. De asta am și nădit acolo, apropo de discuția noastră de mai devreme cu iernatul, pentru că asta mă interesa să aflu. Bă, s-au strâns sau nu s-au strâns? Pentru că atunci când este cald afară am văzut că stau foarte mult pe zona asta. Vedem acum ce se întâmplă pe apă rece, mai ales că soarele mare puțin și cade. Știu că mulți dintre voi iarna, pentru că vom sta de vorba astăzi, dacă peștii nu vor să se arate, noi avem ceva pești prinși, nu sunt cei mai mulți, nici cei mai mari, dar sunt relevanți pentru testul de nadă pe care l-am făcut astăzi, în care v-am propus să lucrați minim două nade la o partidă de pescuit. Cum spuneam, vom sta de vorbă mai mult astăzi. Știu că mulți iarna faceți achiziții de echipament și nu este un lucru greșit. Știu iarăși că foarte mulți dintre voi faceți sau așteptați momentele cheie, cum sunt reducerile lunii noiembrie sau ziua de Black Friday. Pentru că, din punctul meu de vedere, ca o paranteză, Black Friday trebuie să fie o singură zi din an. Se pare că s-a transformat într-o întreagă lună. Noi, la Total Fishing, să știți că le-am separat foarte, foarte clar, le-am delimitat foarte bine și puteți intra acolo să vă convingeți. Avem reducerile de sezon pentru luna noiembrie și vom avea, evident, și campania de Black Friday. Fiind în căutare de echipament, este foarte important din punctul meu de vedere să vă gândiți foarte bine ceea ce vă trebuie. Dacă sunteți pescari de ocazie sau dacă sunteți puțin mai activ, să vă corelați echipamentul. Și de cele mai multe ori este bine să întrebați. Dar a întreba și a primi niște răspunsuri, de ce? În majoritatea cazurilor să știți că nu este suficient. Strângeți-vă o bază de informații, adresând aceste întrebări pe grupurile de profil. Să știți că vă așteptăm pe grupul Pescuit la Feeder, este un grup dedicat acestei discipline, fie că e metod, fie că e coșuleț, atât eu cât și colegii mei, să știți că vă vom ajuta și vom oferi suport tehnic atât cât ne pricepem și cât ne lăsați să facem treaba asta. După ce ți-ai luat o astfel de bază de informații, ca să revin pe subiect, încercați să ajungeți în magazinul de pescuit fizic, încercați să puneți mâna pe câteva lansete și încercați să faceți legătura, relația între informația și ceea ce voi vă imaginați că ar trebui să fie și ceea ce este în realitate. Și în felul acesta veți fi mult mai câștigați. Nu faceți achiziții doar prin prisma unor opinii pe care le primiți, pentru că nu sunt suficiente. Fiecare are nivelul lui de practică, nivelul lui de experiență și un filtru personal. Eu, spre exemplu, sunt un fan al lansetelor Drennan. Pentru pescuitul în 70-80 de metri, chiar și 90 de metri, la o talie de 2-3 kg, hai maxim 3 kg jumătate, da,
prefer de departe să pescuiesc un Aqualite Distance, exact cum este cel de 3.90. Mai e și cel de 4.2, are ceva diferențe față de acesta, dar pentru mine tot 3.9 a rămas relevant. Este una din lansetele care îmi place să o folosesc cel mai mult. N-am pus pe ea o mulinetă foarte mare pentru că nu am nevoie într-un pescuit la 70-80 de metri de o mulinetă foarte mare. Am nevoie să echilibrez corect ansamblul. Asta legat de modul în care ar trebui să vă gândiți. Și dacă aveți ocazia și prieteni pasionați și practicanți de feeder, înainte de toate, după ce ați cerut informații, după ce ați pus mâna în magazin, mergeți la o partidă cu unul din amicii voștri și încercați să vedeți cum se comportă lansetele pe care el le folosește. Mai trageți de acolo câteva informații și abia apoi gândiți-vă la o achiziție. Da. Dar nu văd nimic la comentarii. La mine e ciudat ce întâmplă. De ce? Să bag la încărcat. O să încerc să mă uit pe aici. Salutare, Cătălin. Da, m-am văzut ochiul la pește. Am reușit să văd ochiul la pește, să știi. L-am văzut. Avem 3 peștișori. Da, domnul Andrei Dincă, salutare. Bă, uite, pe telefonul ăsta văd, pe al meu nu mai văd nimic. Nu știu, s-a întâmplat, în fine, s-a adus de râpă. Am scăpat de lampă, domnul Andrei. Pe piteasca 2, cuținadă pescuiesc acum. Păi am un amestec de nade, și anume, am Amino Original cu Sweet Fish Meal de la 220 și am Utopia Fish and Krill cu Dynamite Krill. Sunt aici, le-am prezentat și mai devreme. Vi le mai arăt o dată că nu am o problemă. M-a interesat foarte mult să introduc făină de pește în cele două rețete, în Amino Original și în Krillul de la Dynamite. Făină de pește, nu făină de krill, da? Și să exploatez anumite lucruri din punct de vedere mecanic. Există în fiecare din cele două compartimente o nadă care face nor. Și pentru a-mi asigura o cantitate mai mare de nor, am preferat să le mixez într-un anumit mod. Adică rețetele să le combin una cu alta într-un anumit mod. Așa am reușit să prind peștii de astăzi de până acum. Și sunt în așteptarea momentului în care ei vor părăsi straturile superioare ale apei, unde au stat să se încălzească, și sper eu că atunci când vor începe să dibuie substratul, să mă întâlnesc și eu cu ei cu metodul. Da, mă, sunt lansetele certate că am făcut ceva aici, anume am pescuit exact unde a sărit în fața mea, de-aia sunt certate lansetele, una într-o parte, una într-o parte. Așa vor și rămâne, pentru că mai încerc aici încă două lansări să vedem dacă se întâmplă ceva, pentru că m-am și clipsat, am găsit un punct la vreo, nu știu, 35 de metri unde a sărit peștele. M-am dus și eu pe punctul în cauză cu lanseta, am avut mai devreme o trăsătură, cred că a fost de caras. Na, aia este. Acum aștept să văd dacă pe lângă carasul ăla Sofia Cioa și vreun ciortan zăpăcit. Mai am puțin și trebuie să ies să mă repoziționez mult mai în stânga cu lanseta din dig, să vedem dacă cumva, pentru că e clar, din dreapta, deja după 3 lansări, neavând niciun fel de semnal pe lansetă, e clar că din dreapta e mur, nu-mi vine nimic. Trebuie să mă duc mult mai în stânga să vedem dacă stânga va fi productivă. Te salut, Ionuț Gheorghiu. Păi, vârfurile la lansetă, în general, și pentru mine criteriul definitoriu în alegerea vârfului cu care voi pescui într-o zi, este greutatea pe care trebuie să o lansez și distanța la care voi pescui. Asta este cel mai important. Așa ți alegi vârfurile din punctul meu de vedere. E evident că trebuie să le corelezi și cu peștele în sine, cât de mare este și ce specie este. Și asta contează foarte mult și unde o vei face. Dar în general, baza pentru mine la asta se rezumă. Băi, ce distanță trebuie să pescuiesc și ce greutate trebuie să folosesc. Asta cred că este și secretul pentru care în viața mea nu am rupt niciodată niciun vârf de la nicio lansetă de feeder. Nici în drill, nici în lansare, sub nicio formă, nu a rupt. La spinning se mai întâmplă accidente, asta e situația, le accept, n-am ce să le fac. Na, spinning-ul e puțin mai... Stați că s-au încălzit microundele, da, deci nu vă speriați, da, i-a sunat. Spinning-ul este mai diferit, e mai energic, implică alte manevre și în lansare și în drill și când înțepi un pește, deci nu le comparăm, domnul Mihai.
că nu le comparăm. Aici este o remarcă venită din partea colegului meu, Moga Mihai, care este în spatele camerelor și spune că la spinning s-a întâmplat. Într-adevăr, am scos o ștuculiță la vreo, nu știu, 25 de centimetri și am ridicat-o în lansetă efectiv așa și lanseta mea s-a retezat. De fapt, a fost un defect de fabricație, pentru că a fost s-a retezat perfect. L-am trimis către evaluare la importator, s-a văzut că era defect de fabricație și a fost înlocuită. Da? Paradoxul este că înainte scosese o ștucă de 4 kg lanseta aia și n-a avut nici până naiba. Asta e, se întâmplă. Da, mergem în zona aia, Mihai, pentru că acolo am văzut că a mai scos puțin aripioara. Să vedem. Hai să vedem. Poate acolo, în partea stângă, a zonei pe care am nădit-o, vor sta pești. Dacă așa o fi, Doamne ajută, măcar să-i scoatem și să-i vedem. Salutare, Cătăline, avem 3 pești, dar i-am prins unul cu unul, l-am anunțat live-ul, ca să știi. Avem 3 pești prinși, pentru că mi-am propus ca astăzi să folosesc juvelnicul, pentru că nu poți să dai startul partidei în noiembrie la ora 2:30 și să ai pretenția să prinzi foarte mulți pești. Da, Cătăline, doar că din păcate lanseta mea s-a retezat la drept, fix din zona unde era și un inel matisat. Și de asta am spus că e defect de fabricație. În general, în zona inelelor, când e foarte mare presiune pe blanc, în urma matisării, că mai se întâmplă astfel de cazuri și se retează, ăla nu mai este eroare de manevrare a pescarului, ăla chiar este, din punctul meu de vedere, un defect de fabricație. Singura nadă de la Dynamite care, din punctul meu de vedere, în situația dată, ca anotimp, ca să-ți ofer un răspuns, Alex, te salut, în perioada rece și care n-ar trebui să-ți lipsească niciodată din trusă, este Dynamite F1 Suite, nu cool water-ul neapărat, fix în ordinea asta, Dynamite F1 Suite, pe care ar trebui să-l urmeze Amino original și abia apoi să te gândești la Green Betaine. Așa le-aș lua eu în ordine asta, F1, Amino original și abia apoi Green Betaine-ul. Da, pornim și cronometrul, că am făcut lansările. Acum dacă am comentarii și pot să mă uit în ele, vă dați seama că asta fac și mai uit. Vă mulțumesc că mi-ați dat informația că am uitat să pornesc toasterul. Ușor, ușor pleacă și soarele de pe cer. Să sperăm că va fi un moment bun și pentru activitatea peștilor. Am și o plătică prinsă. Bă, deci fantastic, tot în zona aia sare. Până la urmă va trebui să renunț acolo și să exploatez mai mult zona. Mihai, că n-am de ales, se pare că nu, dar acolo insistă. Va trebui să mă declipsez înainte de toate. Să merg tot pe zona aia, de dig. Se pare că tot acolo sare, în continuare sare pe zona digului. Să vedem cu cât va trebui să mă declipsez de mult. Suficient chiar aș putea spune, trebuie să fac treaba asta. Da, dacă acolo sare, acolo va trebui să merg și eu. Și să sperăm că vom avea de acolo o trăsătură, de unde dânsul încă se pare că stă. Cred că e suficient de aproape acolo, sunt numai bine
acolo voi și rămâne până ajung să mă încarc. Să vedem. M-am lămas așa ușor, ușor, nu m-am dus fix, fix lipit, m-am dus la 5-6 metri de mal. Și ușor, ușor, de la lansare la lansare, voi mări distanța ca să mă apropii din ce în ce mai mult. Dacă el sare acolo, va trebui să pescuiesc și eu acolo, probabil că, na, o fi pe zona respectivă și, până la urmă, scopul meu este să obțin trăsături și să verific datele pe care mi le-am pregătit. Asta o faci în condițiile în care pescuiești într-o zonă unde sunt pești. Pentru că acum nu se mai pune problema de a demeni peștii către tine. Am sărit de perioada asta din an, când prin ceea ce faci cu nada chem peștii, gata, la revedere. Acum trebuie să găsești tu, să sperăm că găsim o zonă pe care îi stau. Asta este grilul de la Dynamite cu fishing tool de la Utopia, așa arată nada la culoare. Ne pregătim de lansare acum. E perfect acolo. Și uite că nu mai sunt în direcție opuse lansetele. Da? S-au dus în aceeași zonă. Să sperăm că va fi de bine. Nu, îmi pare rău, Vasile, nu pot să pescuiesc la 68-69 de metri în clips. Nu pot să pescuiesc cu 30 de grame pe un fir principal de 0,22. Folosesc și înaintaș textil. E absurd să pescuiești la 70 de metri cu 30 de grame. Minim 45, dar pentru mine orice sare de 50 de metri în general înseamnă 60 de grame, punct, dacă peștele ăsta, când e pescuit în alte bazine, talia asta, că la talie mă refer, este capabilă să mute un plumb de 110 grame și să-ți ridice și un avertizor și să facă ca toate alea să plece pe bait runner, nu văd ce probleme ar avea cu un metod de 60 de grame. Nu există să pescuiesc la distanțe de genul acesta cu gramaje atât de mici, este riscant. Nu ai control pe ceea ce faci acolo. Am avut tendința să pescuiesc malul din fața mea, dar cumva de la plăcuță în dreapta se vede că este un luminiș, așa, între o salcie, am o salcie, am un luminiș și mai am încă o salcie, da? E bine, pe acolo până luminișul ăla de care vă zic, mi-a coborât o turmă, că nu pot să-i spun altfel, o turmă de rațe și de griște care au venit la adăpat, la scăldat, nu și-au făcut, sunt ale cuiva de acolo care are curte. Și am pus, chiar m-am bucurat că nu am abordat zona aia de acolo, zic, bă, Doamne ajută că dacă mă apucam și pescuiam pe acolo și așteptam să se întâmple ceva bun, uite că mă trezeam cu niște rațe care oricum s-au băgat pe la fum pe acolo, au măcănit, au făcut toate alea, deci era o zonă în care probabil alocam prea mult timp și prea multă încredere degeaba, efectiv degeaba. Și asta este un alt motiv pentru care la mine există două lansete. Acum, na, am tot văzut ce se întâmplă pe lângă mine, rămâne și pe lângă lansete. Da, au ieșit de acolo, aici o turmă, cred că erau 8-9 rațe, ceva de genul, vreo 3 gâște în alea mai mari, mirosea a varză în depărtare, la mine în imaginație. Dar în continuare sare, deci fix acolo unde am lansat, fix în distanța respectivă, am mai sărit un exemplar în dig. Nu am nicio cameră orientată către dig pe care să o vedem, dar am mare încredere că dacă rămânem cu ochii pe vârfuri, pe lansete, că data asta nu sunt doar vârfurile, sunt ambele lansete, poate reușim să surprindem o plecare ceva.
din ce în ce mai mult, în funcție de cum pleacă și soarele, a început să sară mai bine în dig. Să sperăm că vom reuși să luăm un pește de pe acolo. Stai liniștit, Nicu, sunt genul de om care țin la glumă, nu sunt supărăcios de fel, din contră. Sunt de părere că buna dispoziție este secretul unei vieți mai lungi și mult mai sănătoase. Da, mumi, s-au împăcat lansetele, le-am dus la din dragoste. Să sperăm că va și pleca. Mai avem de stat una din ele aproape 2 minute. Au fost lansate la intervale diferite. De asta este bun un counter cu un cronometru. Trebuie să reamintește că trebuie să mai faci ceva la malul apei, nu numai să stai cu ochii la lansete. Sau să-ți faci. Uite că avem o plecare. Fix ultima lansetă de care vorbeam. Fix la ultima pe care am lansat-o. Pe zona unde am tot văzut că au sărit peștii. De acolo atras. Nu e mare. Dar e un semn că am făcut bine ce am făcut, în sensul că m-am dus acolo și eu. Asta e ori un ciortănel, ori un cărășel, habar n-am. Important e că e un pește. Până un alt. Iar dacă voi nu vedeți să se zbată în lansetă, vă asigur că este pește. Aici vorbesc de Clubul Țațelor Cârcotașe din pescuitul la Method Feeder, unde lidera de opinie este țața de Constantineasca. Da, Constantineasca e țața, urmată de Baba Dinca, Andreea Dinca. Altă guralivă, altă coțofană. Astea două, dacă se pun la pescuit pe pontoane diferite, zici că sunt camere de supraveghere 4K. Amândouă. Mă, că ne mai rău carațele alea de mai devreme la mine, dar asta e. Uite, abia aici a început să dea cât de cât din cap. Cătăline, ultima oară când am scăpat la mal. Când am scăpat la mal ultima oară, ți s-a datorat chestia asta. Sper să nu mi se întâmple acum iarăși. Stai că sunt gata ouăle. De data să nu mă mai grăbesc cu ea așa cum ai făcut tu. Țață ce ești. Să-i împrumuți andrelele lui Coana Dinca. Pă să aibă nevoie să croșeteze. Băi, e un ciortan frumos. Hai să sperăm că îl și scoatem la mal, că așa ar fi bine și politicos să-l și vedem. Nu doar să bălăcească apa pe acolo de nebun. Haide, bă, vino și tu mai aproape. Am eu 3 metri de coadă, dar vino și tu mai aproape puțin. Hai, puiu, hai. Capul sus. No, nu ieși. Ăla e. Gata, am scăpat de lampă. Asta apropo de 60 de grame, că este greu. Uite că n-a pus greu și să la. Până la urmă. Nu am suficient de multă burtă. Am. Ia să vedem ce facem pe aici cu coada de mincioc. Am că am reușit să-l scoatem. Discutăm imediat și despre poziționarea lansetei și de ce la mine primul linel nu este în suport. Deci ăsta a venit prins la portocaliul cu embutiric aditivat de mine peste ceea ce era o aromă inițială de tuticul. Da, deci l-am prins la portocaliu. Mai mult ca sigur, pe lângă momeală și nalul a fost efectiv ceea ce vă și spuneam foarte transparent și foarte sincer. La localizarea, nimic altceva. Acolo a sărit, acolo am dat, acolo a fost. Hai să-l arăt acum. Stai, mă. Unde-l vrei, Mihai? Acolo la tine, da? Imediat o să-l vezi la tine acolo. Deci,
Am început cu deci. Uite câtă energie are încă în minciop, da? Am mai spulberat un mit prin practică, prin probă practică, da? Metodă 60. N-a avut nicio problemă să-mi dai vârful. Acidul embutiric în continuare nu a fost un minus pentru mine și mi-a adus un curios la mal, da? Gata, cred că s-a potolit acum. Gata, îl băgăm la juvelnic. Haide, mă. Gata, Cătăline, l-am scăpat. Va trebui să ieși și cu cea de-a doua lansetă. Lansăm, Mihai, lansăm imediat. Stai liniștit, o lansăm pe asta. Imediat lansăm. De ce nu am poziționat, Ionuț, mă întrebai de ce nu am poziționat inelul aici? Pentru că în perioada rece, când trăsăturile pot fi mult mai fine, și asta datorită faptului că poate el are un ritm mai lent, prin prisma faptului că apa este mai rece, am nevoie ca lanseta să-mi semnalizeze absolut orice. Cu cât este distanța mai mică pe suport al lansetei, cu atât senzitivitatea îi va crește, da? Deci îți va arăta mai multe. Și asta e foarte important în astfel de momente. Acum, dacă ar fi să-mi tragă la două lansete, pentru că totuși e rece, nu trage așa de smucit ca vara să zici că, bă, trebuie să-ți priponești lanseta. E bine să vezi și cu cât se îndoai mai mult, cu atât ai și tu la rând tot mai mult timp de reacție, din punctul meu de vedere. Ia să vedem. Aici este un white gape, cârligul, nada de krill. O să arăt imediat, o să vă arăt din nou încărcat. Aici trăsătura vine destul de repede totuși de pe zona aia. Na, asta e un lucru bun. Așa, pe scresc este o încărcare într-adevăr dublă, este un capac de nadă suplimentar pus acolo, dar de data asta nu mai are scopul de a oferi mai multă hrană în vad și de a-mi asigura o protecție a nadei principale de sub capac la impactul cu apă. Asta este tot. Nu este foarte multă, chiar dacă e un capac, e puțin mai mic, să știți. Și pentru asta l-am pus, ca la impact să nu-mi iasă cârligul din metod. Mergem înapoi pe zona pe care a tras. Bun. Între timp, reîmprospătez și lanseta din dreapta. Să vedem dacă rețeta de aici va funcționa. Până acum a funcționat pentru că am prins pește cu cealaltă rețetă, da? Cu amino originalul, cu suitul de la 220 pe galben. În continuare merg așa. Cu ambele lansete m-am apropiat destul de mult de mal. La o distanță destul de mare între ele totuși, adică am lăsat acolo suficientă plajă peștelui să poată să circule. Să vedem dacă ceea ce am făcut acum ne va ajuta. Hai cu vârful, hai că vedem și vârful. Rămânem puțin cu ochii pe vârfuri, pe mine mă cheamă
natura, preț de un minut, băieți, îmi pare rău, s-a lăsat frigul, eu sunt slăbuț, asta e, n-am ce fac. Pleca cu era. Nu te și iau dacă a plecat. Hai, intră și. Deci, simpătorul ăsta de boga. Hai că fac și eu un drum. A intrat în grill domnul Moga, până revin eu. Are 2 minute, Radu? Da, nici măcar 2 minute. Un ciortan mai mult ca sigur. Ia să vedem. Haide mă, curaj. Vine acolo? Dacă vrei, dar eu cred că mă descurc. Descurc, ia? Bineînțeles. Vedem pe domnul behind acțiune acum. Care, după cum vedeți, are apucăturile unui spinning guard, trage de pește în ultimul hal. Da, mă, că vine ușor. Și la mal începe jihadul. Haide mă! Bravo, domnule! Păi nu prind eu... Auzi, îl punem la saltea? Nu prind eu și crap, îl punem și la saltea. Hai să-l punem la saltea, păi stai tu totul, echipamentul vezi la vârf. Așa. Suntem atunci și la vârf. Stai să-l degorjezi. Păi de acolo să-l degorjezi atunci. Nu mai scăpa ăsta micul de aici. Bravo. Haide. Cărlige foarte, foarte bune. Folosește colegul meu. Hai să scoatem. Suntem destul de safe. Hop. O pun aici jos, Radu, ca să știi de ea. Da, e ok. Acolo. Așa. De acolo să vin eu. Hai să vă prezinte. Radu. Hop. O treabă bună că ai învățat să demupezi minciocul, bravo. O carată. Bun, deci ați văzut că nu a durat foarte mult în urma lansării și am avut o plecare foarte frumoasă cu cele 60 de grame de care vă temeați toți, da? Din nou, nu este cel mai mare pește din lacul Pitasca 2, dar important este modul în care a tras. După cum ați venit, ați văzut, dar spre mal nu a fost foarte multă gălăgie, însă la mal s-au întâmplat alte lucrurile. Sper să nu scape din mână acum. Pentru că mi-a lăsat capitane Moga. Apă, du-te! A făcut acolo delfinari, nu contează. Bun. Al doilea pește prins. Ați văzut că nu am apropiat lansetele între ele foarte mult, tocmai ca să evit presiunea pe zonă. Să nu-i sperii, să nu cumva să-i gonesc de acolo, pentru că era important să nu-i gonesc de acolo. Și ne pregătim de o nouă lansare. Vedem ce s-a întâmplat pe aici. Nici n-a dat fraca, nu a căzut. Mamă, dar cât ai lăsat, măi, omule? Ai lăsat pick-up-ul saltat, am înțeles. Așa se face, a? Voi la spinning când îi puneți pe cârc, așa faceți. Ridicați pick-up-ul, a?
Strângem până la maxim, nu? Am înțeles. A trebuit să-i pun o altă mumeală pe bandă. S-a golit tot, trebuie să elimin nada, am strâns-o puțin mai tare. Dar uite că spuneam în emisiunile anterioare că uneori, în așteptările mai mari, este bine să mai rămâi cu ceva pe talpa metodului, da? Uite, ăsta e unul din acele momente, apa rece, perioada rece, când eu personal prefer să rămân cu ceva pe talpa metodului și asta e o chestiune pe care am preluat-o din pescuitul crapului în stilul clasic, să știți. Bun. Trebuie să-i punem o nouă mumelă. Unde v-am pus, mă? Uite, aici. Ăsta este portocaliu pe care l-ați văzut. Ăsta am pescuit, ăsta pescuiesc. Îl mai vrei o dată? Ia, Mihai. Ah, vrei să vezi cum fac. Ok, uite, o să fac aici. Las mai jos. Pregătește aici să vezi cum fac. Folosesc de la Preston trecerul. Trebuie să mă mișc puțin mai repede ca să nu pierd acolo peștii totuși, că e păcat să-i pierd. Da? Să mă mișc destul de repede, zic eu. Sau așa sper că se va întâmpla. Ok. Mihai, când ești gata, îmi spui. Bag. Ok. Prima și prima dată intru prin... Băi, stai mă, că n-am făcut bine, mă. Am început bine de tot. M-am grăbit așa de bine, că am... Unde le-am pus, mă? E că asta e bună. Eram cu ele în mâna din nou. Ce am făcut cu ele? Nu mai contează. Bun, în fine. Introduc aici depărtătorul. Am atașat, țin de bandă și de momeală și am tras. Asta este tot. Nu e complicat. Vreau să verific să văd dacă am făcut bine ce am făcut în acvariu. Ia să vedem. Da, am făcut bine. Și acum lansăm din nou, să vedem dacă la fel de repede putem obține o altă trăsătură de pe zona respectivă. Cam asta înseamnă, ca să înțelegeți, capacul de nadă pe care îl pun peste, da? Îl țin strict pentru amortizare la impact. Foarte puțină, cât să acopăr momeala, că asta mă interesează. Și avem 3 peștiși acolo și 2 de când am plecat împreună la drum. Suntem bine, n-am decât să mai pornesc un momentul acum. Ca asta mai rămăsese de focus, să-mi caut momeala de mai devreme, că nu știu ce am făcut cu ea. Cutia de momeală, uite aici, de la ochelar nu mai vedeam. Deci aici, în cutia asta, găsiți 8 și 5, bine știți de altfel. Folosesc cinciurile, pentru că am găsit un raport de echilibrare foarte bun între wide gape drenanurile de mărime 10 și 12 și momelele astea de 5, pe bandă, da? Cârligul stă în coadă, stă ancorat în coadă, asta mă interesează. De asemenea, ca ați văzut mai devreme un clic pe bandă, vă mai arăt încă unul, da? Îmi spui, Cosmine, când e ok. Uite așa, e bine așa? E bine mai așa? Hai mă, videază-mă acolo, spune treaba, da? Este foarte important în pescuitul pe bandă ca mărimea și diametrul unei momeli să nu mascheze cârligul foarte mult. Pentru că atunci veți rata pești. Cu cât este momeala mai mare decât cârligul în sine și nu găsiți un echilibru între cele două, cu atât veți rata mai mulți pești folosind banda. Da? Foarte mare atenție aici. Măriți momeala, măriți și cârligul. Da? Bun. Despre asta e vorba. Mărim momeala, mărim și cârligul deopotrivă. Asta este o muntură pe fluorocarbon. O voi atașa la următoarea ieșire pe lanseta numărul 1, unde nu am înregistrat deloc trăsătură, deși sunt aceleași cârlige în ambele situații, a diferit nada cei drept, dar și culoarea deopotrivă și implicit aroma. În primul și în primul rând, aroma aș putea spune că a diferit foarte mult. Acolo am ananas, aici am un tutti frutti cu embutiric.
Deci, voi intra pe fluorocarbon pentru agresivitate. Vreau ca orice pește vine pe acolo să știu clar că poate fi foarte repede agățat. Asta mă interesează, asta voi face. Da, de fiecare dată, Gabriel, verific flotabilitatea, pentru că uneori, și vă spun de ce, ai o partidă pe vreme călduroasă, ți-ai uitat mumelile în soare, ele se vor usca, se vor schimba din punct de vedere mecanic, se vor deshidrata, vor deveni mai tari, dacă vor flota mai mult, da? De fiecare dată când ai băgat o mumeală sau ai revenit la mal, verifică-ți flotabilitatea mumelii. Este foarte probabil ca poate să nu se usuce și poate să se înceapă să se sfărămițeze unele dintre ele. Și atunci ai să vezi că dacă au stat prea mult în apă, absorb din apă și nu mai flotează și se lasă pe substrat. Adică ori se duc scufundătoare, ori se ridică prea mult. Și de fiecare dată e bine să încerci din punctul meu de vedere. Așteptăm să vedem dacă mai avem parte de o plecare ca cea de mai devreme. Ați văzut că a fost o plecare frumoasă, constantă, a fost ok. Eu, la rândul meu, nu sunt cel mai organizat pescar și, din păcate, îmi las mumelile prin soare sau le țin în locul unde spun eu că e umbră, dar uit că nu mai e umbră și e soare și mai vin și cu lichide peste ele, exact cum vin cu embutiricul și le cam neglijez. Și atunci, de fiecare dată îmi verific. Am avut surprize, să nu credeți că o fac de nebun. Pentru că și asta face parte tot dintr-un test. Testând mumeli, de fiecare dată, în urma unui drill, sau unei repoziționări, mi-am verificat și am constatat că după 5-6 lansări unde am stat mai mult în apă, surpriză, respectiva mumeală de cârlig nu mai era la fel de flotantă, nu mai flota la fel. Am pățit chiar în laser treaba asta când am folosit mumelele de la senzor, da? Nu e un lucru rău, dar anumite mumeli sunt gândite probabil să stea o anumită perioadă, într-un anumit mod, iar eu la rândul meu le-am neglijat pentru că nu le-am depozitat corect. Deci nu este vina producătorului, cât este vina pescarului și mi-o asum. Și dacă vă uitați pe live-ul de la Lazur, veți vedea că la un moment dat am spus, nu așa trebuie să stea, va trebui să schimb mumeala. Schimbând mumeala, am avut prezentarea de care aveam nevoie. Pentru că am mers pe portocaliu și pentru că mergem pe principiul că dacă ceva funcționează, este bine să-l facem să funcționeze până la capăt, lăsăm la o parte galbenul, las la o parte rozul și intru cu portocaliul. Vârfurile de Shimano sunt un subiect sensibil, lasă-l să tragă, ce vrei să-i fac, până nu pleacă cum trebuie, nici nu mă agit foarte mult. Vârfurile de Shimano sunt un subiect sensibil, vârfurile de feeder. Recomandarea mea pentru absolut toată lumea este să vă orientați pe afară, să vedeți ce spune și Anglia, poate găsiți pe acolo, da? Căutați, fraților, că eu n-am ce să vă zic, vă zic foarte sincer că n-am nimic de ascuns, mi se pare total deplasat să vinzi o lansetă și să nu poți să asiguri piese de schimb. Și aia e. În mod normal, eu dacă ar fi să aduc vreodată o lansetă cu scopul de comercializare, evident, primul lucru pe care l-aș adresa sub formă de întrebare producătorului ar fi: bă, ești capabil să-mi oferi piese de schimb? Că nu mă interesează să-ți cumpări 800 de lansete, să-ți vând 800 de lansete și când cineva are o problemă să nu am un tronson, să nu am un vârf. Dacă omul ăla spune că nu și este cea mai bună lansetă din lume, dar și cea mai ieftină în același timp, ipotetic vorbind, evident, tot n-aș lua-o. Bă, du-te tare cu toate 800 de lansete ale tale și să fii sănătos, n-am de ce. Nu-mi dai piesă de schimb, la revedere.
Cred că e cazul să nu mai aștept cu cea din dreapta, să ies la val. N-am văzut nimic până acum. O fi vreun caras, că a văzut Mihai că a tras mai devreme. Habar nu am. Dar în general trebuie să fiți extrem de receptiv la fiecare semnal pe care lanseta, da, e un caras în ea, pe care lanseta îl oferă, da, pentru că asta poate să fie fix ce se întâmplă acum la mine. Un biet fărășel care probabil s-a agățat pe acolo, n-are suficientă putere să miște, evident, metodul de pe poziție, însă are suficientă putere pentru că e o motură inline încât lanseta să-ți ofere un mesaj. Bă, vezi că e ceva pe acolo. Am asta s-a întâmplat și la mine acum cu acest fărășel pe care o să-l vedeți imediat. Și dacă neglijați astfel de semnale, puteți să așteptați clar cât vreți voi, că de fapt aveți niște caraj care au mumelile în gură. Da? Și șansele tale de a prinde caraj ăsta crapi sunt zero. Asta e realitatea. Da? Unul din ăsta ca palma ți-a stricat meciul pentru următoarele 12 minute. Dau un exemplu. Spun fluorocarbon acum. Bogdane, cine are, în primul rând te salut. În al doilea rând, cine are bani de Ferrari nu pune o întrebare care să includă piesele de schimb. Deci nu le putem compara. E frustrant ca la o lansetă când vezi că ai pățit ceva, indiferent că ai pățit-o din vina ta sau nu din vina ta, să constați că vrei să o folosești și că nu ai piese de schimb. Să fim serioși, nu e plăcut. Chiar nu e plăcut. Unde mai sare domnul Pește? A trebuit să ies acum cu cea din stânga. Da, Alexandru, nu-ți așa ți-am spus pentru că asta a fost informația pe care noi am primit-o de la importator. Nu ne place să spunem basme sau povești de a dormi copiii. La rândul nostru și noi întrebăm, să știi, punem întrebări. Și știu că a fost o discuție printre care, ca subiecte, a fost posibilitatea de a veni pe magazin aceste vârfuri de Aero X5. Dacă nu, ni s-a spus că urmează să apară la momentul de atunci, asta am transmis și noi. Și să fii sigur că nu ai fost singurul pescar care a primit această informație. Din păcate, nu s-a întâmplat, nu e o chestiune voită, nu ține de noi, nu ne place să mințim pe nimeni de dragul de a ne afla în treabă, pentru că știu că este frustrant. Aș fi preferat dacă aș fi avut informația corectă ca acum, da? Să zic, bă, nu sunt de găsit pe nicăieri, că nu le aduce nimeni, asta aș fi spus de la momentul de atunci. Crezi că mă face pe mine mai fericit că îți promit un lucru care nu se poate întâmpla sau mi-aduce mie vreun beneficiu egal cu zero? Din contră, uite, te frustrează și te supără. Pare rău, sincer, că s-a ajuns aici, dar, repet, nu e de la noi. Hai să vedem, ieșim că au trecut 10 minute și cu madam, care ne-a adus peștică până acum. Imediat ce soarele a dispărut de pe cer efectiv și nu s-a mai reflectat în apă, a fost și momentul în care și noi am început să vedem trăsături. Da, deci ăsta este momentul pe apă rece, probabil cel mai prielnic, această parte a zilei. Asta în cazul în care, așa cum am spus și mai devreme, da, nu cumva ai reușit să te pui pe vreun banc de pești, că atunci lucrurile, na, e clar că sunt total diferite.
Lacul e oglindă, e cristal. Nu bate vântul, nu se întâmplă nimic. Probabil că nici nu va mai sări de acum înainte și trebuie doar exploatate zonele în care a făcut-o până acum. Pentru că dacă ai găsit 2-3 sărituri cam în aceeași poziție, este clar că acolo va și sta. Intrați pe Anglia pentru vârfuri. Asta este tot ce pot să vă spun. Pentru vârfurile de Aero X5, orientați-vă către Anglia, vedeți ce găsiți pe acolo. Cu siguranță acolo cred că veți găsi. Asta este răspunsul meu, să știți. Și start cronometru pentru că cu amândouă poziționate. Sperăm că vom mai avea parte de o nouă trăsătură. Da, rămânem cu ochii pe vârfuri, pe sistemul lubei nu prins, da? O să pus acum o sticlă de Pepsi. Cam așa se desfășoară, să știți, pe partidă de pescuit pe apă rece. Poate fi și cu rezultate mai bune și nu contest, și ține foarte mult de bazin. Poate fi și cu rezultate mai puțin bune sau chiar dezastruoase, dacă cumva locul pe care îl pescuiești nu este o zonă de interes pentru pește. În majoritatea cazurilor pe apă rece trebuie să gândiți neapărat ca fiind primordial identificarea unei zone cu potențial, unde peștele ar putea sta, că stă să se încălzească, că stă că e apă adâncă, că stă că îi place lui în mod expres un anumit loc, căutați să găsiți astfel de zone și pe asta să le pescuiți și mai apoi să vă rafinați tehnica prin prezentările pe care le faceți. De multe ori vedeți pe social media poze la final de partidă cu 5-6 pești prinși, 7 pești prinși, 8 pești, 9, 10, o cădiță, 2, 3, 9. Gândiți-vă că nu vin unul după altul. Pot fi reprize, așa cum ați văzut mai devreme, doi pești aproape unul după altul și pot fi urmate de pauze. Întotdeauna încercați să citiți mesajul unei astfel de postări și să-l comparați cu ceea ce vedeți în aceste live-uri pe care le facem, da? Pentru că exact așa cum prindem noi peștii, așa îi prind absolut toți pescarii. Doar că în funcție de localizare, unii pot prinde mai bine decât alții și este perfect normal. Mi-e frică să mă îndrept către zona aia, Cătălin, pentru că e posibil să mai fie vreo rasă din aia ușchită, zăpăcită și nu știu din ce considerente, poate mai scapă cu toată turma după aia înapoi în lac și nu cred că e mare lucru, că n-au ieșit de mult de pe apă și sunt o prezență constantă. În mod normal peștele ar trebui să fie obișnuit cu ele, însă când îți vine o turmă din asta de 8 cațe din alea măcănitoare care se aruncă în apă, nu cred că peștii mai stau pe acolo, totuși. Nu știu, dacă nu mai veni nicio rață, o să fac o lansare și pe acolo să vedem. Trebuie să mă declipsez, n-am în distanță acolo calculată, pentru că, na, văzând rațele pe zi, nu m-a mai interesat. Vedem, poate reușim să mai obținem o trăsătură de acolo. Dacă nu, va trebui într-adevăr să iau un calcul totuși și o lansare în depărtare. Să vedem dacă mă ajută. Trebuie să fac treaba asta.
un gadget pe care vi-l recomand și l-aveți tot timpul la îndemână vis-a-vis de distanță. Nu există om care să nu mai aibă smartphone în ziua de astăzi. E drept, unele sunt mai performante, altele mai puțin performante. Însă absolut toate telefoanele smart din ziua de astăzi sunt dotate cu funcția GPS. Intrați pe Google Play sau pe App Store, că nu mai știu cum le numesc ăștia în ziua de astăzi, nici nu m-a interesat foarte mult vreodată, și căutați-vă acolo aplicația care se numește Google Earth. Este o aplicație care îți arată globul 3D la un moment dat și îți dă posibilitatea să te localizezi. Apeși un butonaș și foarte simplu se rotește globul așa frumos într-o animație superbă și îți arată unde ești tu. Iar următorul lucru pe care îl vei face, pentru că acolo sunt niște hărți destul de reale, nu toate, dar unele chiar încă funcționează, da? Că sunt luate din satelit, evident. Acolo ai posibilitatea să vezi distanța până într-un anumit punct care te interesează. În proporție de 90% este cea mai bună metodă și la îndemână pe care o aveți să vă identificați câți metri sunt până în malul de vis-a-vis. Da? Deci căutați aplicația Google Earth pe magazinul Play sau pe App Store, cei care aveți iPhone, și acolo veți vedea despre ce e vorba după ce veți butona puțin prin ea. Este foarte simplă, este foarte prietenoasă. În mai puțin, fără exagerare, în mai puțin de 2 minute ai aflat cu acuratețe de 90% câți metri ai până în malul din fața ta. Rața aia care tot o auziți voi e undeva mai în stânga și cred că a plătit-o Constantinescu să vină să măcăne așa. Probabil că a plătit-o ca să-l reprezinte aici lângă mine. Ce ai zis aia? Du-te și măcăne-l pe ăla la cap toată ziua, că îți dau eu două duble de porumb la final. Na, ca și confirma, mă, mediocrule, ai trimis rațele pe mine. Luptător de gherilă ce ești. Se aude în spate pe fundal și un gâscan. Oare ăla l-o fi mituit domnul Dincă? Stau așa și mă întreb. Voi forța puțin nota și voi reduce timpii de așteptare. Voi ieși la mal mai repede de 10 minute pentru că și dinamica zilei se modifică. Și atunci trebuie să fiu cât mai pe fază și să speculez cât mai bine momentul. Odată cu intensitatea luminii care se află în scădere, nici temperatura nu face altceva, tot în jos merge, să știți. Și trebuie să mă mișc și eu altfel. Merg puțin mai în stânga decât am prins ultimii doi pești. Să vedem dacă s-au retras mai înspre Călugăr. Să vedem dacă sunt mai în stânga. E posibil să fie puțin mai în stânga dintre acolo să vină ca direcție. Clar, din dreapta n-au venit pentru că altfel aș fi avut pește și în lanseta cealaltă. Deci este clar că probabil după cele două exemplare a apărut puțină presiune pe zonă și s-a retras de acolo. Atunci merg și eu mai înspre zona în cauză. Cam asta e tot ce poți face, să știți. Hai să vedem. Să vedem dacă lansarea asta va fi una productivă. Ok.
Practic ăsta este pasajul care mă interesează cel mai mult să speculez. Din momentul ăsta până când lumina dispare de tot, de aici încolo sper eu să văd pești. Am văzut și mai în stânga, abia acum iarăși am mai văzut o săritură, mult mai în stânga față de cum am dat eu. Sperăm că lansarea asta a fost bună. Cât despre malul din față, ar trebui să fac câteva lansări în gol să încerc să mă clipsez, dar înainte de toate, bine, asta este probabil cea mai comodă situație și probabil și cea mai de evitat, sincer să fiu, și vă spun și de ce. Și așa e destul de ciudat în comportament peștele. Dacă te-a pus să boc în 3-4 lansări până găsești distanța în care să te clipsezi, este foarte probabil să-l și sperii de acolo. Nu mai bine să folosești exact cum am spus Google Earth-ul, te duci în spate la beți, ai măsurat și maxim din două lansări te-ai reglat, dar lansări pe care le respecti și le faci ca atare, adică pescuiști. Bun, mai facem un lucru. Pe lângă asta o să bag și spin din nou. Am mai fost pe spin astăzi, dar nu de la începutul transmisiunii. Da? Intru pe spin cu un click foarte ușor. Tot aceeași momeală portocalie mică. Dacă în sezon rigurile pe care le pui pe lângă tine se usucă, ei bine, acum nu se mai întâmplă treaba asta. Și dacă ai un fir subțire, ia să vezi ce drăguțe când se lipesc unul de celălalt și nu mai poți tu să ți-l mai atașezi de linia principală. E de vis. Abia așteptam un astfel de moment, mi-era dor. Dacă am reușit într-un final. Bun, am pus un spin. Încărcăm și vedem ce facem, dacă facem. Să le apropii puțin mai mult ca să le vedem pe amândouă. Și să pornim cronometru. Gata, suntem din nou cu ambele lansete la apă. În așteptare. Acum, una este pe bandă, una este pe spin. Sunt pe aceeași momeală care a adus peștii la mal, adică portocaliu. Vedem. Rata de scufundare, să știți că are rata de scufundare a firului, că aici la asta mă refer, are foarte mare legătură cu distanța la care pescuiți, nu numai cu firul pe care îl utilizați, să știți. Și distanța are un cuvânt de spus. Și în general, în distanțele de care pleacă de la 80 la 100 de metri plus, pe cronometru monitorizând de-a lungul sezonului, am constatat că inclusiv firele de 0-20 au nevoie cam de vreo 2 minute, 2 minute jumătate în anumite situații. În condiții ideale, fără vânt. Adică sunt și cu ochii pe apă, pe fir, dar sunt și cu ochii pe cronometru. Niciodată n-am reușit să scufund nici măcar Matrix Horizon, nu sub 2 minute, la o distanță de 110 metri.
E bine de luat în calcul atunci când așteptați o trăsătură și să vedeți exact de ce vă spun treaba asta. Uneori și vântul, atunci când bate, după cum bine știți, pune masa apei în mișcare și toată bucata aia, dacă nu este foarte tensionată sau optim tensionată, începe să se lase purtată de vânt și în momentul ăla, dacă este o forță foarte mare asupra firului și vei folosi, apropo de remarca voastră de mai devreme cu 30 de grame, folosind greutăți ușoare, metoduri ușoare, fără să-ți dai seama, în momentul în care se descarcă de nadă, pot fi împinse de pe zona în cauză, fix în momentul cheie, când nada a căzut, s-a desfăcut frumos lângă metod, a ieșit momeala la iveală, da, și este un punct maxim de interes, folosind greutăți ușoare și având parte și de vânt, hai să vezi că de fapt nu ai trăsătură. Asta este unul din principalele considerente pentru care nu ai trăsătură și de asta e bine să înțelegeți că în funcție de distanțele la care pescuiți, trebuie să apelați la anumite greutăți și să scăpați de această temere, precum că aul este prea greu. Nu este sub nicio formă prea greu nimic din punctul meu de vedere și ați văzut și mai devreme treaba asta, da? La distanță de până în 50 de metri, adică între 30 și 50 de metri, eu pescuiesc 45 de grame. Între 9 metri și 30 de metri pescuiesc 30 de grame. Tot ce sare de 50 de metri până în zona de 100 înseamnă 60, de fapt până în zona de 80. Da? Tot ce înseamnă de la 80 la cât pot eu să arunc, că nu sunt cel mai mare aruncător din lume, arunc și eu undeva la 110-115 metri, poate de 3 ori în același loc din 10 lansări, dar nu asta e relevant. Important e că acolo folosesc 80 de grame. Câte distanța mai mare, cu atât firul trebuie să fie cât mai bine tensionat în porțiunea submersă, da? Și să ai un contact cât mai bun cu ceea ce ai lansat în apă. Dacă nu faci teste și nu-ți verifici echipamentul și gramajele, vei prinde mai puțin pește. În general, nu vei avea parte de momente frumoase, pentru că e frustrant când vezi că se detensionează vârful. La aulul s-a detensionat vârful. De ce? Pentru că sunt valuri de 20-30 cm, ai vânt în rafale și la un moment dat, brusc după 4 minute, ce să vezi, s-a detensionat vârful. Și tu o să zici, mamă, e trăsătură. Nu e trăsătură. Sau nu tot timpul este trăsătură. Este pur și simplu cărat metodul de pe poziție. S-a descărcat de nadă și nu mai are suficientă greutate încât să țină linia tensionată sub apă. Aia e tot. De asta nu vă jucați cu gramaje mici, că nu faceți bine, părerea mea, decât în pescuitul de apropiere. Până fix acum 40 de minute se întâmpla ca vântul să fie împins apa de la dreapta mea la stânga. Acum, pe lângă mal, îmi circulă un curent invers. Pe filmul apei văd mizeriile care sunt și frunzele, că pleacă de la dreapta spre stânga, adică o iau înapoi. Este clar că toată masa apei a fost împinsă de vânt, constant, 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 într-un perete cum este digul, și acum a luat-o înapoi. Că vântul nu bate invers, vântul nu mai bate deloc. Avem 5 pești capturați în această partidă, sunt suficiente kilograme, îi vom vedea în curând. Sunt talii amestecate. Sunt prinși în momente diferite ale zilei, cu nade diferite. Păi Valeriu, dacă ai apă de 1 metru la 110 metri distanță, trebuie să-ți formezi, să-ți deprinzi o tehnică de lansare astfel încât atunci când ai ajuns în zona țintă, o foarte mare contribuție să aibă lanseta ta în amortizare la impactul cu apa, iar forța pe care tu o aplici ca să ajungi acolo să nu fie una excesivă, care să-ți mucească lanseta atunci când intră în clips. Este vorba de o armonie pe care tu va trebui să o dobândești și o vei dobândi doar dacă vei practica treaba asta. Mergi la apă ca nebunul, pune-te în clips la 110 metri sau du-te pe câmp dacă vrei, încarcă-ți un metod cu nadă, dă-i cu izolir de jur împrejur ca să nu pierzi nada de acolo, ca să ai tot timpul aceeași greutate și pune mâna și pe lansări și învață să pui la 110 metri metodul corect pe apă. Asta e ce poți să faci. Ieși la apă și lansează. Ieși pe câmp și lansează. Da, mă, l-ai camuflat.
Am văzut că Cătăline umblă cu frunza pe cap ăla. Trece pe sub lansetă, poate ne-a observat. Dar normal că rămân pe 80 de grame, Valeriu. Ți-am explicat foarte clar mai devreme. La mine tot ce înseamnă ca distanță 80 de metri plus înseamnă 80 de grame. E foarte simplu. În timpul unei partide de pescuit se poate stârni vântul. Am spus treaba asta, da? Din senin. Hai să vezi că nu e o chestie, apuci să schimbi, pentru că tu ai exact cum i-am spus reflex muscular, dar m-a corectat tovarășul Țața Constantineasca și mi-a zis că e memorie musculară, că nu găseam cuvintele. Dacă tu după 4-5 ore de pescuit ai o memorie musculară să lansezi 110 metri cu 60 de grame, să vezi ce interesant o să fie când o să pui 80 de grame de nevoie. Să vezi tu atunci ce clăbuși la gură o să faci când au loc că nu e bună direcția, au loc că am dat prea tare, au loc că mi s-a rupt, au loc că una ca alta. Din start, ca să rezolvi orice problemă, tot ce înseamnă peste 80 de metri, putem cu 80 de grame, cum se întâmplă nimic. Salutare, Ciprian! Folosesc două amestecuri. Unul este Dynamite Baits Amino Original cu 220 Sweet Fish Meal, iar cel de-al doilea este Dynamite Baits Red Krill cu Utopia Fish and Krill. N-am dat cu spray pe metod, nu am de ce să fac treaba asta, nu cred în puterea spray-ului, eu personal, mai ales pe apă rece. Singurul lucru care poate fi luat în considerare din punctul meu de vedere pe apă rece este alcoolul, ca fiind un mediu de transport pentru arome. Da? Că în pescuitii se spune CSL, că știm clar despre ce este vorba, dar în general bazele alcoolice sunt recunoscute ca fiind cu dispersie rapidă în apele mai reci. Deci n-am folosit un spray. Cu siguranță spray-urile care le am eu nu sunt pe bază de alcool, sunt spray-uri de sezon, sunt spray-uri care să facă nor, care au și aromă, dar care, ce să vezi, unele dintre ele chiar au și gust, dacă vrei. Deci sunt modifică practic anumiți parametri în apă pe care crapul îi receptează prin senzorii pe care îi are în dotare. Dar a fost o partidă interesantă astăzi, chiar dacă stăm cu ochii pe vârfuri împreună, am reușit să vedem și trăsături, am reușit să vedem și pești. Am înțeles, poate sper eu mai bine, puțin noțiuni legate de gramaje, distanțe, tensionarea firului, poziționarea lansetei pentru a identifica și cea mai mică prezentare venită de la pește. E foarte important să luați în calcul treburile astea. E o apă foarte rece, iar îmbutericul meu de pe momeli încă funcționează și mi-a adus pești la Malba, chiar pentru că am avut parte de, pentru un scurt ecart de timp, de o localizare bună. Au fost acolo probabil câțiva pești în digola, ați văzut că trăsăturile au venit foarte repede, deci nu s-au speriat de embuteric. În continuare susțin exact ce am spus și în sezon, că embutericul este printre puținele arome care ies în evidență și care pot trage un semnal de alarmă că e ceva acolo interesant pentru tine, domnule pește, domnule crab, domnule caras, domnule plătică, că am luat și crap și cara și plătică cu embutricul de-a lungul partidelor. Da? Iar nu, pe partea cealaltă nu vă speriați de faptul că pescuim momitoare mai grele. O facem ca să avem control și să fim stăpâni pe situație în prezentarea pe care o facem, în zona pe care o pescuim. Altfel, iarăși, cred că ați înțeles foarte bine de ce este important să nu mai folosiți expresia am încredere în această nadă, ci să o corectați și să o înlocuiți cu expresia am încredere în mine ca pescar, că prin ceea ce am dobândit din punct de vedere al cunoștințelor și experiențelor de la malul apei, am capacitatea de a modela o nadă așa cum îmi doresc și cum am nevoie să fie. Și nu în ultimul rând, sunt suficient de deschis ca pescar încât să accept că două nade preparate separat și amestecate ulterior îmi pot aduce rezultate mai bune. Da? Pescuitul nu este o știință exactă, trebuie să fii deschis, să nu pescuiești robotizat, mecanizat, în baza a ceea ce ai văzut pe aici pe col. Cosmine, te salut! Băi, uite, chiar îți arăt că nu am nimic de ascuns. O să vezi. Am așa. Am de la 220, am de la Utopia, am de la... Imediat îți mai arăt. Folosesc mai mult, dar ar fi bine să mă întreb mai bine ce diametri folosesc pe ape mici, pentru că am atins și subiectul acesta. Am inclusiv de la CMB și de departe momelile cu care în acest sezon am prins cei mai mulți pești. Fix acest model de scuit cu prună, îi spune, da, de 6 și de 8, peste care eu am venit cu embuteric. Așa arată, sunt mai rotunjite cumva, da?
nu poți să le pui pe bandă, poți să le pui pe spin, dar foarte, foarte bine mi-au mers mie personal, m-am înțeles și mă înțeleg foarte bine cu ele și nu renunț. De-a lungul timpului am testat foarte multe momeli, am oprit la acești producători pe care ai văzut, am variații. Spre exemplu, pot să vă spun că acest produs de la Utopia, da, care este Betaine Squid-ul, au fost ele, ia, uite plecarea aici. Au fost ele la început produse, sunt cele verzi, dar nu se mai fabrică. Eu încă am cutia de când se fabricau și n-am renunțat la ele și le-am acolo în trusă. Deci ideea de a pleca mai în stânga, către direcția din care peștii au intrat pe vadă, a fost una, se pare, norocoasă pentru mine, că mai am un pește acum. Să sperăm că e unul mai frumușel, dar uite că doar la mal, când ajung în zona malului, devin mai răi, să știți, altfel vin foarte, foarte încet, iar plecarea a fost foarte bună, după cum ați și văzut probabil pe cameră. Legat de diametre, pentru că m-ai întrebat mai devreme, întotdeauna pe apă rece corelez diametrul momelii cu talia peștilor din bazin. Exact asta spuneam undeva la startul emisiunii, în sensul că, păi dacă am pești de 2 kg, 2 kg jumătate ca medie, intru cu momeli de 5 mm. Sunt suficiente, pentru că peștele poate fi apatic, nu știu cum apucă, cum se înțeapă, cum o ia și am nevoie să știu că momeala, pentru că el oricum nu se caute momeala, că nu aia îl interesează pe el în momentul ăla. Uite, de aici a început să fie mai rău, de-abia, de lângă mal. Am nevoie să știu că vacuumul pe care îl face când inspectează nada de pe lângă metod este corelat cu greutatea momelii și a cârligului meu, da? Pentru că nu e același vacuum pe care ți-l face un crab de 7-8 kg. Asta e rău, pierde rău de tot din cap. Am dat la stâlp acolo, am și aruncat niște nade, am și spus treaba asta, din păcate peștii vin din stânga, nu din dreapta. Am și acum o lansetă în zona stâlpului, am găsit groapa din zona stâlpului, de care habar nu aveam, am găsit întâmplător groapa asta azi. Dar toți peștii se pare că acum mi-au venit din stânga, la start dimineață când am venit, i-am luat din dreapta în schimb. Haide mă, nu mai fi rău acum la mal. Că ție îți faci rău, că ea apare și nu mie îmi faci rău. Hai, nu ești cel mai mare pește, hai. Încet. Hai pisic, hai. Hai. Mă, nu face asta care nu se fac, nu-i frumos. Opa! Salut! Salutare! Ia ușor că îți dau drumul. Nu te agita foarte mult, că n-ai de ce. Bă, nu e cel mai mic, dar nu e cel mai mare. E frumos, să știți, e decent. E un pește de noiembrie cu care nu te întâlnești chiar oriunde până la urmă și nu oricând. Chiar mă bucur că am reușit să prinde câțiva pești astăzi, aici, pe Piteasca. E un bazin care se pare că în perioada rece funcționează, da? Oferă capturi. Îl avem și pe ăsta. Hai, fugi. Hai că nu mai stropi tare. Mai facem o lansare să vedem dacă iarăși ce am făcut noi când ne-am dus, dar trebuie să aștept că au trecut două mașini pe dig.
din păcate, da? Asta este minusul meu în partida de astăzi, deși zona pare că ține pește, am trafic de mașini. Cred că mai repede pește este obișnuit cu mașinile decât cu rațele. Doamna, poate mă înșel. Tot pe bandă, apropo de bandă, da? Și în stânga. Ma, pescuiesc cu două lansete, dar doar una se pare că este productivă. Ce nu vă recomand să faceți în astfel de momente din seria, ce să nu faci? Bă, dacă ai o zonă unde o lansetă îți dă randament, nu te apuca să duci cu a doua peste zona aia. Exploatează cu o singură lansetă, pisteți. Dar n-ai ce căuta cu două, că faci bum, 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 bum și uite că sper. Eu am luat doi pești dintr-un loc, dar trebuie să mă dau și mai în stânga, da? Deci să nu vă treacă prin cap idei de genul că fugiți după pește cu două lansete, pentru că nu veți face bine, sunt nicio formă, să știți. Iar aici un exemplar pe sus. Mulțumesc frumos, Ionuț. Bun, stăm și bine la prezentare. Mai pot să mai fac o chestie interesantă. Am văzut acum, au sărit vreo doi și în linie cu malul. O să merg cu lanseta asta în linie cu malul. Să vedem ce se întâmplă acolo. Chiar sunt curios. Pentru că nu-mi dă randament zona cu stâlpul pe care am făcut și puțin amedire. Din păcate nu-mi dă randament. Ca atare trebuie să duc lansetea de acolo și să mai eliberez și din presiunea făcută. Am dat bine ca zonă, cred că e un lucru bun. Dau drumul și cronometrului de data asta. Și avem... Ce pește avem, Mihai? 3? Prinși? Acum cred că 3 avem, nu? Unul l-ai luat tu. Și eu 2 acum cu ăsta, nu? Ceea ce nu e rău pentru noi acum după amiaza asta. Ajung fishing carte, salut, ajung cu feeder-ul acolo, fără probleme, în malul de vis-a-vis, nu cred că ajung, adică îmi pune probleme, acolo ai distance-ul pe care l-am acum la mine, nu mi-ar pune probleme Aero X5-ul, de 150 de grame, tot așa de 3.9, într-adevăr, acolo ai tu, acum mi-ar pune ceva probleme, fiind o lansetă mai blândă, mai moale, pe care o folosesc în apele reci, o prefer de departe. Bă, deci ăla e un fitofarm, mă, acolo. Era un, bă, deci Constantinescu a avut dreptate că ăla e pește cu frunză în cap. Ăla e un fitofag. Uite-l. Îl vezi mort. Ai crap? N-am văzut. Dar e pleznic rău de tot ăla. Bă, ce țață e ăla. Bă, ce gură poate să aibă. Deci e fenomenal omulețul ăsta, mă, mâncați în gura ta. E incredibil. Deci firul meu rămăsese ancorat în nenorocirea de mai devreme. Bă, ce țață. Deci aici am exact ce am pățit mai devreme. S-a repetat ca istorie, da? Și încă un exemplu, da, puteam să stau eu să aștept crapii vieții cu lanseta asta, pentru că aveam în cârlig un taras. De asta e bine să te ții de cronometru și să respecti timpii alocați unei lansări. Te poți trezi cu exemplare de genul acesta, care au capacitatea să ia mumela, dar nu au capacitatea să-ți dea semnalizare în fir. Nu mai avem mult timp, știu. Mai facem o lansare și cu asta o încheiem. Pentru că am avut un caras de acolo, deci zona nu e chiar moartă până la urmă. Poate ne intră un bonus de acolo, un ciortănel ceva. O să insist tot acolo cu această ultimă lansare. Nu mai am timp să mă duc în lungul malului pentru că a început să-mi scadă lumina foarte rău și n-am ce să fac.
Suntem pe acolo, de aici timpii de așteptare nu-i mai modific, din contră o să-i și măresc ca să putem să mai vedem dacă cumva în urma și acestei lansări reușim să mai obținem un semnal de la pești. O să plece acum rapul care plutește, că mi-a găsit să și lanseta cealaltă. A, deci până acum bătea pentru apei în, din stânga înspre dreapta, uite că și peștele la care plutește acum arată faptul că a luat-o invers apa, da? Asta este. Da, fishing carp, îmi amintesc de tine, era într-adevăr pe standul 1, mi-amintesc ziua perfect. Bun, ca o scurtă recapitulare pentru ce am făcut înainte, să vă prezint peștii pe evident pe care am reușit să-i capturăm astăzi. Avem un total de 6 exemplare de crab prinse în această partidă. Eu am dat start undeva pe la, vă zic sincer că n-am nimic de câștigat sau de pierdut, cred că m-am apucat de pescuit efectiv pe la ora 9:30. 10, nu, Mihai? Vă spun și de ce. Chiar dacă venim de la prima oră, să știți că noi nu ne ocupăm cu pescuitul. Suntem foarte atenți să căutăm semnal, să căutăm o poziționare bună, să avem lumină suficientă, să ne putem vedea, să aveți ce să vedeți și voi la rândul vostru. Peștele e cam pe ultimul plan, din păcate, pentru că ne condiționează sursa de alimentare și implicit internetul, da? La 10, să zic că m-am apucat de pescuit, nu am făcut decât bulgări de nadă, m-am dus pe dig, i-am lăsat cu mâna, 5 bulgărași cât portocala, nu mai mari. Am pescuit zona aia, pentru că am găsit și o adâncitură acolo, din păcate, fără rezultat. Am prins un pește la un moment dat, pentru că abia după ce am prins acel pește, ca să dau puțin timp înapoi corect, am prins un pește din zona, a fost un pește frumos. O să-l vedeți mai târziu la saltea. Atunci am decis, mă duc să lansez câteva bulgări din mână, pentru că nu e greșit. E o abordare pe care chiar vă îndemn să o faceți, dacă vă permite locația. Dacă veniți pe Piteasca aici, pe Piteasca 2, dar ați luat standul 1, știți clar că pe dig și până în dig nu mai pescuiește nimeni. Mergeți, fraților, în mână cu niște bulgări de nadă, aruncați acolo la 5-6 metri de mal și pescuiți zona. Că veniți să vă distrați până la urmă, da? De asta am făcut și eu, zic, bă, hai să ne dez zona aia. După ce am luat crapola, surpriză, și am nădit, a doua surpriză, nu mai apare nimic la mal. Am schimbat direcția, am reușit să mai iau încă unul și pe cel care l-ați văzut și care anunța faptul că intrăm noi în această transmisiune cu voi. Pe parcursul partidei au mai apărut încă 3 pești tot din zona digului. Deci avem un total de 6 pești prinși astăzi cu două rețete de nade diferite. Două rețete care la rândul lor, fiecare dintre ele, aceste rețete, conțin două tipuri de nadă. Una străină, una românească. Da? Deci am încercat să cuplez nade de import, nade cunoscute, nade cu notorietate, cu nade cu randament ridicat produse de ai noștri, da? Ce ar trebui să, sau ce mi-am dorit eu foarte mult să demonstrez în toată povestea asta, este că trebuie să aveți încredere în voi ca pescar. Trebuie să acceptați și să faceți astfel de lucruri, da? Să combinați nade, să testați, pentru că nu știți niciodată când vă vor fi de folos. Poate, folosind doar o nadă, aș fi prins la fel de bine, nu contest. Dar atâta vreme cât eu le-am amestecat și am prins, știu clar că am făcut ceva bine și știu clar că în perioadele reci, și astea se vor raporta la startul sezonului următor, pot apela la aceste două rețete. Atenționată de tot. Asta pentru că a fost lipit de mal. Ia să vedem. Iarăși nu mă grăbesc. Ba da, uite, cred că vine spre noi ăsta. Nu. L-am ratat, a detenționat-o. Mai facem o lansare că... Nu, mai avem timp de lansare? Nu mai avem timp, nu? E, foarte bine, atunci rămânem la mal. Cu această lansetă rămânem la mal. Deși cât o să vedem noi peștii, cred că o să-i mai acord o șansă și ceva chiar asta o să fac. Mihai, îi mai dau o șansă și mă pregătesc să prezint și peștii, să-i vedem împreună. Iarăși, pentru pescuitul pe apă reci, pe lângă faptul că am combinat două nade, după cum vedeți, sunt la apă cu două lansete mai blânde, mai moi, da? mai educate, nu sunt așa de brutale. Pentru că în astfel de momente când poți să ai de-a face cu un pește mai mare, ca o surpriză, să te trebuiască unul la vreo 5-6 kg, da? Caută să folosești lansete mai moi, care să amortizeze șocurile ca să nu scape peștele, pentru că se pune problema pe cel mai deștept cedează. De regulă, buza peștelui cedează sub tensiuni foarte mari, dacă ai folosit o lansetă mai rigidă. O lansetă mai moale, chiar dacă îți dă un drill mai lung, îți dă un control mai bun
asupra peștelui și cel mai important aspect pe care vi-l spun imediat are legătură cu faptul că în utilizarea metodurilor mai grele ajută foarte mult într-un anumit mod, și anume la mal tendința capului este să dea din cap stânga-dreapta. Monturile sunt inline la feeder. De multe ori se pune problema următoare: când dă din cap, fiind inline, metodul ce ia în sus pe linie. Te ții încovoiat acolo că vrei să ai control pe pește, nu e greșit, da, să ții linia tensionată ca să nu pierzi controlul și tensiunea din pește. E, când a luat un metodul ăla în sus și are 60 sau 80 de grame, cum a fost cazul meu, și pică în jos și peștele dă din cap, de multe ori corespunde mișcarea asta, este 1, 2, 3 și când a dat unul din cap, ți-a fugit metodul în sus, tu ești în scurt cu peștele, ții tensionat, metodul ăla e suficient să fugă în sus 10 cm. Cade jos exact unde l-a dat din bot. Uite, așa se degorgează foarte mulți pești. Asta este considerentul pentru care lansetele rigide scapă pești la mal, inclusiv în tehnica de crab, să știți? Același lucru se întâmplă. E, folosind în distanțe mai mici, cum e cazul de față, și pe apă rece, cu precădere, când se mișcă mai greuț el, da? Un exemplar mai mare poate fi controlat pentru că îți atenuează lanseta mișcările peștelui și ai să vezi că metodul nu se mai sară. Dacă în sezon cu Aerox 5-ul pățeam treaba asta frecvent și normal și cu orice lansetă și cu Valtru pățiți același lucru, să știți, o ia metodul în sus, cu lansetele mai blânde nu mai pățești treaba asta și chiar dacă durează mai mult drill-ul, tu ai confortul peștelui în mincioc, pentru că aia te interesează, nu să-l scapi la mal, pentru că nu-ți dorești să-l scapi la mal. Pe apă rece folosiți lansete mai moi, rămâneți cu greutăți mai mari, că nu este ceva greșit, nu vă mai speriați de greutăți. Apelați la îmbutirii, corelați dimensiunea momelii cu talia peștelui, da? Pentru că vacuumul unui crab de 10 kg diferă de vacuumul sau de procesul de aspirație pe care îl face un crab de 2 kg. Ca atare, la un crab de 10 kg, mă duc o momeală de 8, de 10, de 12, fără probleme, pe orice carpodrom la metod, și aici o să dau exemplu Iazul Bila 2, da? Pe când, venind pe lacul Piteasca, unde am o medie de 2,5 kg, clar nu voi pescui cu momeli de 8, de 10, de 12. Voi pescui cu momeli mai mici, de 4 și de 5. Pentru că nu mă interesează cât de mult își dorește el să se hrănească. Pe mine mă interesează ca în momentul în care vine și inspectează metodul, atunci când aspiră, să fie suficient de ușor rigul să poată fi absorbit. Da? O momeală mai grea poate însemna o greutate mai mare, implicit, da? Și atunci pierdem. Pot imediat peștii să-i vedem. Ce ai spus tu? Nu mai avem lumină. Vorbește-mă cu toți dinții să te aud și eu. Ia și tu minciocul ăsta, că nu ne mai trebuie, dacă tot stai acolo. Dacă poți, evident. Sau lasă, uite, facem altfel. Știți că există la Preston un suport, îl găsiți pe Total Fishing, după cum v-am spus, mai ales că suntem în zona de reduceri, în perioada de reduceri, aveți suportul de la Preston de lansete. Uite ce fac eu cu el, uite, așa îmi place mie să-mi rup minciocul, vedeți? La final de partidă este suportul acela pentru 3 lansete, da? Se vede, Mihai, ce am făcut aici? Se vede, da? A, bine atunci. O să dau și coada jos, ca să știți la ce vă poate ajuta. Iar legat de suportul meu de lansete, să știți că acolo e o adaptare, e o interpretare, dacă vreți să-i spun așa, da? E un braț drept, de care am atașat o pipă, practic, și m-am lungit mai în față. Cam asta am făcut acolo, și pentru stabilitate mai bună, dar și pentru pescuit cu două lansete. Mă pregătesc acum să vă arăt și peștii de astăzi, dar o să stau într-o zonă unde nu ating curentul. Da, dăm caldaua cu totul, ca să nu luăm aici foc ca șobolanii. Asta nu ne interesează acum, ne interesează doar peștii. Mihai, ia vină tu pe partea asta și ține ca să ieși pe lateralul ăsta. Poți? Că n-am chef de echilibristică pe aici. Ne descurcăm. Ne descurcăm, mă. Ține tu puțin de el. Și de aici încolo, iau eu imediat. Hai. Da. Ușură. Ușură, nu fără de ușură, să nu facem tâmpenii mai mari decât noi. Bă, da. Nu se mai aude nimic în el. Mă, mi-e greu. Mie? Stai. Te-ai dublat greutatea. Mi-am dublat greutatea, exact. Avem niște pești frumoși aici, să știți. Până la urmă. Îi las puțin să se mai domolească. Să-i vedeți. Iar.
zic că are 4-5 kg oglinda. Iar exemplarele astea de aici sunt pe la 2 kg și un pic. Da. Poftim? Îl dăm aici în față pe ăsta. Așa. Păi, o să încep și eu cu ăla mai mare, că așa se practică, nu? Așa ar trebui să fac. Sunt și eu aici un telefon să vă văd. Ca să vedeți și voi ce am reușit să capturăm pe această partidă pe apă rece. Ăsta a pus primul pește al zilei. Bă, dar potoliți-vă, mă. Bă, vă bag în ședință. Eu la mama. Aici mă udă. Ăsta a pus primul pește al partidei noastre, să știți. Ia pe combinația de nadă. De amino original cu 2.20-ul, îl mai las puțin să se liniștească, de fapt îi las, fac așa, că trebuie să-i las puțin să liniștească ca să putem vedea. Și până atunci, pe final, vom mai arăta odată nadele, cum ați tot întrebat de ele, și rețetele folosite. Așa arată, una este de culoare roșiatică, una este de culoare maronie, gălbui cumva, așa e mai bine? E mai bine așa, da? Bun. În partea asta, aici am Sofia Fishing Filter Dynamite Red Fill. În partea dreaptă am Amino Original de la Dynamite pe 2.20 Sweet Fishing. Acestea au fost ofertele de astăzi. Fiecare dintre aceste două rețete a fost pe 3 pești. Da? În mod egal. Nu vă mint cu nimic. Așa a plecat. Pe zi mi-a mers mai bine galbenul pe seară și în dig mi-a mers mai bine roșul, după cum ați văzut. În continuare, lansetele sunt una cu roșu, una cu galben. Pomerile le-ați văzut că vi le-am tot arătat. Pe parcursul partidei, ansetele sunt în continuare în apă. Sper că s-au liniștit peștii. S-a aprins și lumina aici, asta o să fie un plus pentru noi. Gata, mă? Dragul, stai liniștit. Îți dau drum. Vă dau drumul tuturor. Da? Nu. Deci ăsta a pus primul pește. Nu, da! Ești nebun? Mă, bun, dar stai, mă, că te-am pupat, nu te-am violat. Ba. Băi, țațu, Constantinescu, ai plătit și pe ăsta să facă din asta la final, mă? Ai făcut vudu cu peștii? E sub orice critică. Stai, mă, pe loc. Uite ce îmi place foarte mult la exemplarul ăsta. Uitați-vă la notă toată pe care le are. E și la. Așa. Hai să biară pe el, că ăsta zici că are nerv pe el. Avem. Uite și așa. Catalie. Avem și o plătică prinsă, să știți. Uite, aici îi dau drumul ca să nu mai chinui. Sunt plătiți frumoase aici la pitea asta. Da? Uitați-le. Chiar sunt frumoase. Sper să crească mari. Mi-aș dori să ne văd mari, să știți. Foarte mult mi-aș dori. Mai am o oglindă mai micuță. Da? Un puiuț. Cu ăsta anunțeam că urmează să facem un live, să știți. El este protagonistul care ne-a dat de gol că suntem la pescuit. Și în rest am 4 exemplare de comun. Cred că așa o să-i vedeți mai bine că vi ridic. Se văd, nu? Mihai? Ce vedem? Îi vedem, da? Sunt suficient pești pentru astfel de partidă pe apă rece, da? Ca de obicei, pe fiecare final de episod, ceea ce vă spun de fiecare dată rămâne de actualitate, da? Avem vlog, îl descoperiți, îl citiți, vă documentați, vă informați. Vreau să vedeți emisiunea de astăzi, încă nu va fi disponibilă pe canalul nostru de YouTube, care se la pescuit cu Total Fishing. Căutați-l, abonați-vă, poate nu vă plac toate materialele, poate nu vă place de mine, perfect de acord cu voi. Dar măcar acordați-vă vouă timp și aflați informația pe care vă transmită. Nu trebuie să fim cei mai frumos în fața camerei, dar trebuie să încercăm de fiecare dată să vă oferim lucruri care să vă fie vouă de folos. Iar pentru cumpărături și pentru reducerile de sezon pentru luna noiembrie, intrați pe www.totalfishing.ro, unde veți găsi reduceri reale de la 10 la 30% la 10.000 de produse și sunt reduceri pe bun. Până data viitoare, vă mulțumesc celor care ați ieșit la malul apei astăzi cu mine aici la Piteasca 2. Veniți și voi pe bazin dacă mai e frumos afară și ca de obicei să ne vedem cu bine și data viitoare la pescuit cu Total Fishing. Toate bune!